Dragi prieteni, bună seara și bine v-am găsit în cadrul emisiunii Oameni și Fapte. În această seară îl avem alături de noi pe un prieten, aș putea spune, al jurnaliștilor, pentru că în perioada când era la Caransebeș foarte multe informații erau publice, avea foarte multă transparență din cadrul Spitalului Municipal de Urgență din Caransebeș. Așa cum ați văzut în prezentările de astăzi, nu este altul decât domnul Adrian Cican. Bună seara! Bună seara! Ați venit de la Orșova, la Caransebeș. Vă place drumul ăsta? Îl faceți des, sau? Da, dar să știți că trebuie să spun un lucru. Caransebeșenii și presa din Caransebeș, dar pot să spun mai ales caransebeșenii, îmi sunt, nu dragi, foarte dragi și îmi sunt exact ca și un al doilea loc de naștere. Deci țin foarte mult și m-am simțit, nu bine, foarte bine în Caransebeș și sper că mă voi simți de fiecare dată când vin la Caransebeș la fel. Dumneavoastră, când ați intrat în Caransebeș, când ați venit, de fapt când ați pășit în spitalul din Caransebeș, ați pășit cu zâmbetul pe buze și cu zâmbetul pe buze ați luat niște decizii foarte tranșante pe care domnul primar Felix Borcean la acea oră le și cataloga ceva de genul: dacă nu intra ca un bumerang, ca un buldozer în spital, nu se întâmplau foarte multe lucruri. Adică nu declanșați anumite acțiuni. Și aici mă refer la această relație, legătură cu doctorii, relația cu oamenii care au furnizat servicii în spitalul din Caransebeș. Ați încercat asta să dobărâți acolo niște bariere. Eu sunt foarte convinsă că de când dumneavoastră ați plecat de la Caransebeș, ați urmărit. Sigur, situația spitalului. Sunt un urmăritor fidel la ceea ce se întâmplă și de fiecare dată când am fost sunat sau când am luat legătura, și chiar am fost de mai multe ori la spitalul din Caransebeș, să știți că o fac cu mare drag și sper ca sfaturile mele să conteze foarte mult la ce se întâmplă la spital. Până la urmă, să știți că tot ceea ce fac eu și pentru Caransebeș și pentru Orșova și pentru alte spitale gen Baia de Ramă, de exemplu, cu mare drag i-am ajutat fără să fiu salarizat, sau cu Spitalul Județean din Drobeta Turnul Severin în momentul când mi s-au cerut sfaturi, sau, de exemplu, cu ce s-a deschis la Strehaia. Cu mare drag o fac pentru că îmi place ceea ce fac. Trăiesc prin ceea ce fac. Bun, am și un mare avantaj. Faptul că familia e în regulă și... bună, să știți că nu-i întâmplător. Știu, pot și fac. Știu, pot și fac. V-am văzut cam peste tot când încheiați câte un comentariu acid, așa, pe Facebook. Îl trăiți, comentariul acela, și la final aveți așa: știu, pot și fac. Vreau să vă întreb, pentru că v-am întrebat ceva mai devreme, că ați urmărit viața, activitatea spitalului, ca asta de fapt ne interesează. Eu vreau să le și spun oamenilor că am luat legătura cu domnul Cican pentru că postul de manager al Spitalului Municipal de Urgență din Caransebeș s-a scos la concurs. În 30 august este anunțat pe site-ul primăriei municipiului și eram curioasă dacă vă scrieți, domnule Cican, pentru că atâtea zvonuri sunt în spitalul ăsta, atâtea informații circulă și, cum se zice, cel mai bine de la sursă. Corect. Și ce mi-ați răspuns? Vin în emisiune ca să aveți exclusivitate. Exact, da? Așa este. Da. Deci, haideți să aruncăm bomba. Vă prezentați, nu vă prezentați, mai deci, aveți timp. Eu... Și nu v-ați interesat de dosar, sau? Nu numai. Să știți că am cerut și documentele necesare, chiar dacă, de fapt, ele existau la vremea respectivă când s-a anulat concursul precedent, când a fost scos la concurs și da, știți cum e, n-am vrut să încalc procedura, pentru că așa mi se pare normal, chiar dacă am acele documente, le mai vreau încă o dată ca să nu încalc procedura scoaterii postului la concurs. Da, acum trebuie să vă fac un anunț. Voi participa la concurs indiferent ce se va întâmpla. Ce se va întâmpla unde? La Caransebeș. Deci voi, deci mă scrie, voi face... Nu, trebuie să-mi spuneți, aveți alte informații din interior. Ce se va întâmpla? Haideți că avem destul timp. O să discutăm în timpul emisiunii și o să vedeți și de ce am făcut remarca cu virgulă, așa, un pic, făcând o pauză. Da, deci voi participa la concurs, voi face o lucrare de management care, exact ca și data trecută când m-am prezentat în fața primarului, chiar dacă nu aveam scris acea lucrare, din start i-am spus domnului primar Felix, i-am spus exact ceea ce vreau să fac și eu consider că ceea ce am spus am și făcut. Exact același lucru voi face acum, când voi face înscris această temă de management, pentru că mie îmi place ca ceea ce și vorbesc să pun în practică sau vorbele mele să fie acoperite de documente, scrisuri și de probe, pentru că până la urmă despre asta vorbim. Da, voi participa. Acum,
acea pauză pe care dumneavoastră a sesizat-o este pentru singurul motiv că nu știu de ce se creează atâta rumoare la spitalul. Deja eu, ca un tsunami, anunțul meu că voi participa și am văzut o reacție, culmea, nu a personalului TESA, nu a unor medici, și a unor medici care se tem că, vai Doamne, se întoarce cican. Și care e problema până la urmă? Eu cred că ceea ce am făcut la Spitalul Municipal de Urgență din Caransebeș în perioada scurtă pe care am avut-o, eu cred că a fost o mică revoluție într-o perioadă foarte scurtă de timp. Adică acel ambulatoriu după 20 de ani, și dumneavoastră știți că ați ținut chiar pas cu pas toate informațiile, exact cum am spus, și pentru am fost oameni, deschis pentru exact. Pentru oameni, că oamenii trebuie să-și cunoască toate lucrurile. Bineînțeles, astea. După 20 de ani, după acea rețea de oxigen, reabilitările care au făcut, dar trebuie să și menționez. Să știți că orice manager, când face acel proiect de management și cu care participă și câștigă acel concurs, să știți că își alege și echipa. Și eu vă spun din start și o spun și celor care ne ascultă că în cazul în care se va întâmpla acest lucru și voi lua concursul, deci echipa de, cu care voi lucra este doctorul Singh și Dana Drăgoi, deci din start. Pentru că eu consider că cele două persoane care au fost în acea perioadă lângă mine, echipa, a fost nu bună, foarte bună. Sigur, poate și noi la rândul nostru n-am luat chiar în totalitate deciziile bune. Poate am greșit anumite lucruri, dar și aici vreau să subliniez și să accentuez. Au fost diverse vorbe scoase după plecarea mea și mai ales acum am văzut în ultima perioadă că au fost niște contracte tocmai păguboase, unii încă mai caută la ele. Eu le spun și nu asta vreau să intru în contradicție. Asta e vorba domnului manager, contracte păguboase, exact. La ei faceți referire. Exact, sigur că da. Dar astăzi, pe raportul de gardă, îi spun și actualului manager de la spital. A făcut o afirmație astăzi, nu tocmai prietenoasă, eu n-am nimic cu dânsul, ne cunoaștem, suntem cunoștințe. Ați auzit-o de la alții, să înțeleg. Da, acum, astăzi, pentru că acum mă informez și eu, știți cum e, până la urmă am lucrat împreună știți într-o echipă. Știți că informația se culege din trei surse, da? Să știți că e din aproape 10, nu, e aproape din 10 surse, adică am vorbit cu mai mulți medici astăzi. Bun, să revin. Deci astăzi a fost făcut o afirmație, tocmai că vrea să întoarcă regimul cican se instaleze, au ieșit domnul doctor Borcean, cu doamna doctor Liuba, cu domnul Miculescu, aoleu, ce ne face, și așa mai departe. Eu le spun să stea liniștiți. A, deci că nu managerul a afirmat. Nu, managerul a spus că se va întoarce din ceea ce se comunică, faptul că eu am depus, am cerut anumite documente. Și că, și aici menționez ceea ce afirmația managerului de astăzi, faptul că cea mai mare risipă de bani a fost făcută pe timpul meu. Păi, este groaznic să... Dictaturii cican. Da, cam așa, da. Huntei cican. Da. Vreau să spun un singur lucru. Eu am luat, și dumneavoastră știți foarte bine, toată presa știe în ce situație am preluat Caransebeșul în octombrie, pe 11 octombrie 2019. Toată lumea știe cum am lăsat spitalul și aici vorbim de balanțe, de bilanțuri și așa mai departe. Știm investițiile care s-au făcut în acel spital, știm achizițiile care s-au făcut și îi spun și domnului manager și altora de acolo. Dacă are cea mai mică suspiciune pentru un contract, indiferent care este acela, să-l dea organelor abilitate să-l cerceteze. Eu am fost și am dat cu subsemnatul, cred că destul de mult, deocamdată a fost și Curtea de Conturi, chiar de două ori, nu au găsit nimic care să și avertizez să înceteze cu astfel de afirmații, pentru că nu este corect vis-a-vis de față de persoana mea, pentru că eu chiar nu am de gând să mă cert cu nimeni, mai ales în această fază, să spunem așa, de înainte de concurs. Acum, dar nici nu voi ierta. Acum un politicos sau o parte oficială pe care o știm și noi, că a fost domnul Adrian, tot Adrian, da, domn Bravă, a fost aici la noi în emisiune, nu v-a vorbit de rău și a zis că poate că la momentul respectiv, din ce mi-aduc eu aminte, au fost poate cele mai bune decizii luate de manager, indiferent cum s-ar fi numit managerul respectiv, în perioada respectivă. Da, da. Pentru că nu e ușor să faci niște contracte cu sau să semnezi anumite contracte cu niște furnizori care știu din start că dumneavoastră nu puteți să plătiți o factură decât după 3-4 luni sau sunt facturi neplătite de 2 ani la spital. Exact, mai mult decât atât, vreau să spun că noi eram puși într-o postură destul de delicată, pentru că de foarte multe ori se scoteau pe SICAP, actualul SICAP, fostul SEAP, la licitație nu se scrie absolut nimeni, pentru că exact asta era situația. Cum? Cine își permite 90 sau 120 de zile să facă plată? Chiar dacă, și repet,
chiar și Curtea de Conturi, și noi am dat explicații, chiar și în scris, note de relații, ne-a întrebat la un moment dat de ce sunt aceste prețuri mai mari decât prețurile de pe piață. Și atunci noi am demonstrat, compartimentul de achiziții împreună cu noi am pus la dispoziție documente, noi le-am scos. Nu vine nimeni să accepte 120 de zile plata. După care a trebuit să facem achiziții directe. Bun, eram acoperit și de lege până la urmă. Era starea de urgență, după aceea a venit starea de alertă. Deci eu am prins chiar numai starea de urgență la Caransebeș, doar perioada scurtă ulterioară până am plecat în iulie am prins starea de alertă. Ați prins starea de alertă și cazul senzațional al doamnei gravide cu SIDA și cu COVID. Sigur că da. Și multe, da, și exact. Gravidă, da, da, exact. Au fost multe lucruri, dar știți ce m-a supărat foarte tare la afirmațiile de astăzi și ieri? Da, domnul manager, este adevărat că în relația cu presa vis-a-vis de mine a avut cuvinte ok, în regulă, dar vedeți, în momentul când te duci acasă, însemnând acasă spitalul și începi cu foarte multe persoane care sunt destul de ușor de influențat, neavând decât niște afirmații și nu documente în spate, dă rău. Și chiar aș vrea să spun un lucru. Cât Cican a fost la Spitalul Municipal de Urgență din Caransebeș și n-a avut un leu datorie la bugetul statului. Un leu. Erau datoriile normale, dar care în luna următoare se achitau. Ceea ce am văzut acum în documente nu este tocmai în regulă. 1.000.000 de lei datorie la bugetul statului, adică 10 miliarde de lei vechi. E grav. Doi. Stați, stați. 1.000.000 de lei datorie la bugetul statului. La bugetul statului însemnând ce? Salarii? Adică inclusiv pe salarii, adică inclusiv dările acelea care se dau pe salarii. În primul rând dările care se dau pe salarii. Plătindu-se furnizori. Eu niciodată n-am făcut lucrul ăsta. Doi. Sigur că acum când... Deci nu vorbiți de cele 14 milioane care le aveați și dumneavoastră, pe care le-ați moștenit din urmă. Vorbim nu, deci, de un milion eu când de... Am moștenit, eu când am moștenit și e bine să asculte telespectatorii și să înțeleagă. Și mai ales angajații spitalului. Deci eu când am preluat datorile cu bune, cu rele, atât activ cât așa și pasiv. Așa cum le-a preluat de fapt fiecare manager de 5 ani. Exact. Am preluat cu niște datorii la bugetul statului pe care eu le-am achitat. Deci, Spitalul Municipal de Urgență din Caransebeș avea doar datoriile de la o lună la alta, normale. Dar nu să rămână 2 luni sau 3 luni de zile cu datorii către bugetul statului. Ce datorii poți să ai? Că noi nu avem TVA, da? Știți, deci vă întreb, pentru că dumneavoastră în Consiliul Local, pentru că aminte foarte bine că ați spus, indiferent și dacă achităm tot ce e din urmă, corect, erau 12 milioane. Da, da, 12.800, da? Da. Așa, 12.800, da. Indiferent dacă le achităm pe toate noi lună de lună, nu putem să fim pe zero. Adică exact, tot timpul exact, vom face datorie. Exact. Adică fiecare lună generam câte 1.000.000 datorie, în 11 luni, în 12 luni, noi făceam la loc datoria, pentru că nu aveam venituri. Și revin. Deci, acum când discutăm acel 1.000.000 datorie, nu este în regulă către bugetul statului, renunțând a da statului, pentru că până la urmă îi pui în defavoare pe angajați. Ce datorii la bugetul statului poți să ai, nu? Decât impozite pe salarii. Exact. Și tot ce înseamnă datorii către bugetul statului. Acum, domnul director, vă întreb, nu e lângă noi să ne confirme sau să ne infirme aceste vă spun din documente, din balanțe și din bilanțe, dar, că eu nu vă fac afirmații gratuite. A scăzut acel 1.000.000 lunar de la 1.000.000 la 300.000 de lei, spunea City Manager în ședința de Consiliu și dumneavoastră aici la masa noastră. Păi uite, vă contrazic că nu e așa. Citind documentele, acum când discutăm, acea datorie că de la 1.000.000 s-a ajuns la 300.000, da? Așa a spus dânsul, da? Diferența se regăsește în utilitățile de 2 luni de zile nefacturate și înregistrate în contabilitate. Adică, mai exact, ultimile facturi la utilități au fost în luna mai pentru luna aprilie. Dacă luăm toate facturile de utilități pe 3 luni de zile, respectiv pe 4 luni, dar să spunem pe 3 luni de zile, eu vă garantez că aici se mai regăsește că 1.2 milioane. Pentru că, în medie, cheltuielile cu utilitățile, curentul care este cea mai mare sumă, da, la utilități, se duce undeva la 100-150.000 de lei pe lună, la care adăugând și celelalte plus deșeurile medicale, ne ducem și revenim la aproape 13 milioane de lei, da? Datorie, cu 1.000.000 de la bugetul statului. Dar ăla nu e în regulă. Pentru că eu, unul... Acum ai o răutăcioasă, dar de unde aveți informația asta? Domnul Cican, ați avut... Nu este foarte simplu, sunt nu informații sunt publice. Da, le căutăm și noi de asta. Căutați-le și veți vedea. Mă gândeam că ați venit în Caransebeș, ca scrie aici cineva, de să văd dacă ți-e da, Terminator de Caransebeș pe ei. Și ați și primit informații de acolo, din, că de asta vreau și, să vă și întreb. Da, cum ați descurcat dumneavoastră cu TESA la spital? Pentru minunat. Că ați văzut ce probleme nu, sunt nu, acolo. Nu, să vă spun un lucru. E proastă gestionarea personalului. Adică eu vă spun din start.
Chiar dacă în prima fază... de angajați, s-ar și care cumva să se schimbe organigrama la un număr de. Și era vorba ca trei funcții să dispară sau să fie reorganizate. Da, eu de exemplu, modificat organigrama. Eu de exemplu, în momentul când mâine aș veni, nu, să știți că organigrama se bazează pe ordinul 1224 și tu poți să faci anumite lucruri, dar încorsetat. Uh-huh. Da? Nu poți să-ți permiți să pui tot felul de directori. Dar eu, unul de exemplu, nu văd rostul multor angajați de dânsul. Și aici mă refer factori importanți de decizie. Îmi este prieten Dani Sac, să ne înțelegem. Dar nu l-a angajat în el, era, cred că înainte. Nu. Era de când a venit la lui? Da, și... Pentru că eu pe Dani Sac l-am văzut la ambulatorul, deschiderea ambulatorului, cu lângă doctorul Singh. Să vă spun un lucru. N-am nimic cu Doamne ferește. Deci cu nu Dan. Vreau să țin apărarea, dar vreau să vedem realitatea. Să vă spun ceva. Rolul acum al dânsului acolo de a urmări, de exemplu, anumite lucruri nu este în regulă. Adică contracte sau, eu știu, acte medicale. Uh-huh. Doamne, Dumnezeule! Adică acolo, în momentul când faci un lucru de genul ăsta, există un comitet director. Uh-huh. Există un director medical, există un director financiar și tu ca manager. Tu urmărești acele documente. Eu n-am avut nevoie niciodată. E adevărat că stăteam de la 6 dimineața până la 8 la 9 seara în spital. N-am avut nicio zi de concediu. Trebuie să recunosc și lucrul ăsta cât am stat acolo. Asta confirm că vă mai sunam seara și erați tot unde și eram tot timpul și în plăcea. Dar vă spun ceva. Nu este în regulă. Deci personalul TESA, eu ca manager, în primul rând lucrez cu TESA. Înseamnă că dacă tu ai o problemă cu TESA, nu știi să-i cui la treabă. Doi, nu știi să iei performanța din cadrul personalului TESA. Eu de ce n-am avut probleme? Sau au fost probleme strict de servici. N-am avut probleme, eu știu, contondente privind anumite lucruri. Uite, cu doamna Mălescu, scuzați-mă. Da? La un moment dat am avut discuții cu dânsa, dar asta nu înseamnă că nu ne-am despărțit și nu ne-am pus... Nu, dar nu înseamnă că nu ne-am pus la masă și am ajuns la un numitor comun, indiferent. Adică un manager cu TESA, managerul cu ei lucrează, știți de ce? Trebuie să citești ce scrie doamna Mălescu, să nu se interpreteze, pentru că am avut un articol, cred că ieri, publicat și dumneai a luat-o cumva personal. Încercam să explic doamnei, de fapt m-a sunat un coleg de-al dumneai, Rujescu, dacă nu mă înșel, coleg de birou, și încercam să explic dumneai și ce o să-i spun și acum, că eu ce am pus în articolul respectiv este declarația managerului. Dacă managerul a pomenit-o pe doamna Mălescu, nu este vina mea. Adică dumnealui mi-a explicat o situație, de fapt, de unde s-a iscat o chestiune. Da. Chestiune care a ajuns la poliție cu proces verbal, am înțeles, înțelegeți. Și acum scrie, doamna reporter, managerul actual dezinformează, îmi zice doamna Mălescu, ne dați și nouă contabilității SMUCU, să scrie, adică Spitalul Municipal. Bine, nu e vorba de mine, de managerul actual. Dreptul la replică în urma declarației date de domnul Dumbravă. Eu i-am spus la domnul care m-a sunat, colegul dumneai, oricând e drept la replică în același articol. Nu m-a căutat nimeni, am zis că vorbește cu avocatul după Să știți, uitați, și dânsa este una din persoanele cu care chiar am avut discuții. Eu nu le spun conflicte, da? Până la urmă am ajuns la un numitor comun, pentru că le-am spus la toți la TESA și vă spun, gândiți-vă, am stat cu ei zile și nopți. Am stat, de exemplu, uneori cu registratura, cu tot ce înseamnă contabilitate, runos și până la 12 noaptea, la 1 noaptea să creionăm. Vreau să vă întreb, dacă la nivelul spitalului, la ora actuală, un spital care am înțeles că a crescut numărul de internări de la 100 cu o lună și un pic la 150 în acest moment, după declarația domnului manager, dacă la 150 de pacienți pe lună internări, 500 de angajați este puțin sau mult? Trebuie să spun anumite lucruri care... De la 550 și ceva, pentru că o parte dintre ei nu și-au mai prelungit, n-a mai fost prelungit acel contract care se prelungea din două în două luni, pentru că erau pe COVID angajați, pe perioadă determinată. Dar să știți că nu e chiar așa. Adică eu am citit ca număr de angajați acolo, numărul a scăzut foarte puțin, dar s-au făcut între timp angajări. Păi nu știu, de ce le-ai reziliat contractele la unii, că s-a terminat COVID-ul, chipurile, că nu s-a terminat niciun COVID. Ei sunt reglementați și Spitalul Municipal de Urgență din Caransebeș și Oșoa de ordinul 434, modificat prin 756, care spune că suntem spitale suport COVID faza 2. Nu s-a schimbat nimic. Și dacă ai un pacient COVID și dacă nu ai niciun pacient COVID. Dar ce se întâmplă acum? De exemplu, dacă la Caransebeș am reușit să fac, în momentul când a început pandemia, un spital COVID și non-COVID din start, din prima zi, la Oșoa n-am reușit să fac decât acum să deschid 30% din spital. Și acum trebuie să vin să vă spun un lucru.
Există o reglementare în care se dă voie doar 30% din spital să-l faci, pentru că ne așteptăm la valul 4. Și s-a semnat, de exemplu, la Nehedin, s-a semnat un plan de reziliență, am semnat 4 spitale, în care fiecare avem un număr de paturi dedicat dacă mâine s-ar întâmpla ceva. De exemplu, Orșova, din total de 120 de paturi, 31 de paturi sunt dedicate strict COVID. Nu ne putem atinge personalul, este același, personalul stă în stand-by, dar împreună cu sindicatele și cu personalul, apropo, cu comitetul director, am reușit să ajungem la un numitor comun ca în această perioadă să dăm drum masiv în concedii de odihnă, toată lumea a acceptat, nu se mai dau nici acele spori, dar nu că nu se mai dau că le-am tăiat, Doamne ferește, nu se mai dau pentru că nu mai avem pacienți, dar în momentul când, dacă vom avea un pacient, în secunda zero, respectăm legislația în vigoare, dar cu acordul sindicatelor. Deci n-am făcut un pas și este și reglementat prin lege. Orice disponibilizare, orice reducere de personal, orice spor care vrei să-l tai sau să-l adaugi, trebuie să-l faci, să te pui la masă cu sindicatele și să iei o decizie comună. Fie că se acceptă, fie că nu se acceptă. Dacă, de exemplu, nu se acceptă, în momentul respectiv urmează următoarea etapă. Nu există, se ajunge la instanță. Înțeles că acum, nu neapărat pe sursă, pentru că am auzit de la domnul Dumbrava aici, că practic de pe aici pleacă problema la Caransebeș, că oamenii vor în continuare sporul acela de COVID, pentru că spun ei, liderii de sindicat, că banii oricum nu vin din bugetul spitalului prin Casa de Sănătate, vin de la guvern, pentru că deocamdată sunt tot așa, suntem pe stare de alertă, și că se așteaptă valul 4 și de ce să renunțe la sporuri dacă li se dă de la guvern? Nu, vedeți, nu li s-a explicat. Da, într-adevăr, banii vin din fondul FNUSS. Așa. Este adevărat. Dar să știți că ban public e și ăla de la nivel național, ban public și ăsta de la nivel local. Pentru mine, unul ca manager, respect în același fel și banul de la bugetul local și cel de la nivel central. De ce? Eu nu-mi permit să risipez banul nici de la bugetul central, pentru că acei bani pot să meargă pe alte programe, pot să meargă pentru, de exemplu, programul de oncologie, poate să meargă pentru programe naționale, TBC, nu-mi pot permite, eu unul, nu știu, alții e treaba lor, nu pot permite ca, de exemplu, acei bani de acolo, nu, domne, lasă că și așa nu dă spitalul, nu. Probabil că nu s-a explicat și vă spun și de ce. Pentru că noi, de exemplu, toate discuțiile care le avem, le avem cu sindicatele atât de la din spital, cât și de la nivelul județului. Să știți că tot timpul subliniez. Și uite, de ce eu n-am avut probleme cu sindicatele? Bun, până și Marius Posipal, de exemplu, cred că până la urmă... Câți membri avea pe vremea noastră sindicatului? Băi, a început cu 17 și până am plecat eu aveam vreo 3 sau 4, dar nu contează. Și acum în jur de 30 am înțeles, da. Apropo, îl salutăm pe este foarte bine. Deci, numai întâi vreau să-i răspund doamnei Mălăescu, da. Pentru că dumneavoastră scrie, eu nu pot să vă sun în direct pentru că emisiunea o dedicăm domnului Cican și în primul rând și în al doilea rând nici nu avem posibilitate tehnică. Deci dacă dumneavoastră vreți un drept la replică, vă aștept cu cea mai mare plăcere, ori după emisiune, ori îmi trimiteți o declarație, da, pe sigur, WhatsApp sigur. Și nu e nicio problemă, o difuzăm. Așa, deci din ce am înțeles eu că ar fi la Spitalul Caransebeș, s-ar fi ajuns la o înțelegere să se ponteze aceste sporuri în momentul în care se lucrează pe COVID. Deocamdată în Spitalul Caransebeș zero pacienți și acele și bucură. Și la noi, să știți că la Orșova de aproape 2 săptămâni, într-adevăr, nu mai avem niciun pacient COVID. Și vă spun încă o dată, toată lumea, împreună cu salariații, fie TESA, fie medici, cu toții am căzut de acord că nu este normal să primească aceste sporuri. Benevol, deci nu în sensul că eu știu s-a răsculat cineva și... Nu, păi nu. Aici s-au răsculat, asta e problema. Păi știți de ce? Pentru că nu se comunică. Și managerului pentru simplul fapt că managerul nu ține cu oamenii și le taie salariile. Da, nu, să vă spun lucru, nu s-a comunicat, că dacă se puneau la o masă rotundă și ne-a dat, uite care este problema. Deci noi, teoretic, pe spital suport COVID, legislația ordin 1035 spune că, și subliniez, spune că se dă acel spor COVID în momentul când ești la diagnosticare, transport sau prelevare, sau atunci se dă. Păi tu acum nu transporți, nu diagnostichezi, da? Și nu ai contact direct cu nimeni. Și atunci acel ordin 1035 nu este aplicabil, e, hai să spunem, suspensiv. E o perioadă de timp până vine. În momentul când va veni un pacient și personalul medical va intra pentru 5 minute, s-a încheiat discuția. Da. Acele sporuri revin. Vedeți, a fost o discuție care probabil nici asta nu li s-a explicat, că la un moment dat noi trebuie să dăm sporul COVID în funcție de numărul de ore lucrate. Fals.
Dacă un minut a intrat acolo, a primit sporul în integralitate. Nu se dă la numărul de ore lucrate. Și asta vă spun inclusiv în urma discuțiilor purtate cu cei de la București, de la sindicate și de la Ministerul Sănătății. Noi ne permitem să încălcăm legea. Și atunci noi am explicat. Vă spun că personalul nostru din spital, atât medici, asistente, infirmiere, cât și TESA, toată lumea înțelege. Bine, TESA nu era cazul că ce secție aveți dumneavoastră la Reșița? La Reșița, la Orșova? Aveți tot așa cam tot ce avem și noi? Nu, avem mai puține. De exemplu, nu avem psihiatrie, nu avem dermatovenerologie. Deci sunt spitalul din Caransebeș și e cam 1 la 4. Deci 1 la 3,5, cam așa este și ca număr de patru. Pentru că și aici, pe lângă sporurile de COVID, care le primește pentru că suntem în situația în care suntem, eu am înțeles, să mă contraziceți, dar cred că așa era și pe perioada noastră, că angajații de pe anumite secții, psihiatrie, de aia v-am și întrebat, la plămâni, la, nu știu, urgențe, au anumite sporuri care se puteau da într-o marjă de minim și maxim. Și da, ei le-au maxim. Dar pe timpul meu, să știți, nu e o maximă, repet, s-a făcut o afirmație că le-a dat și că nu e adevărat. Și eu am și spus de ce nu. Am mers pe mijloc. Exact așa a fost. Și aici șefa de la Rudnos poate să spună clar, doamna Dina. Deci, motivația... Păi stați așa, de atunci a mai fost și domnul Borcean, director, au mai fost destui manageri până la... Deci s-au schimbat acele sporuri. De ce s-au dat maxim, mă întrebați, dar motivația mea pentru care n-am dat maxim a fost așa. Eu trebuie să am o marjă de siguranță până la sporul maxim, să dau acele sporuri pentru performanță. Dacă se duc la maxim, eu nu mai pot să dau acel spor pentru performanță, că nu am de ce. Mai mult decât atât, s-au făcut niște afirmații că Cican a dat foarte multe prime de excelență la personalul TESA. Da. Atenție, prime... Adică a dat la toți, nu numai la unii. Asta era ideea. Da, și vă spun și de ce. Și Cican a luat, ca să fie clar. Și vă spun și de ce. Spuneți-i domnului Matei, că a ieșit în presă, a ieșit în Consiliul Local. Numai de bine cu domnul Matei. Nu vreau să vă cer cu presă. Bineînțeles, bineînțeles. Am înțeles. Să vă spun un lucru. Motivația pe care am făcut-o pentru acele prime de excelență care stă în pixul unui manager al unui spital, au fost așa două. Unu, gândiți-vă că acei oameni de la TESA, de la cel mai mic până la cel mai mare, au stat zi și noapte să lucreze împreună cu mine pentru a întocmi acea documentație pentru Ministerul Sănătății. Așa s-a înființat ambulatoriul după 20 de ani. Dacă nu erau cei de la TESA care să umble și să găsim motivațiile, argumentele, istoricul... Adică să se autorizeze spitalul cu ambulatoriul integral. Bineînțeles, integral. După 20 de ani. Doi. Pe cum? Nu a făcut domnul Sim treaba asta? Adică am văzut că... Acum să rea cu domnul Sim, dar trebuie să zic că stați că ajungem, stați, stați că ajungem. Și dumneavoastră, dar parcă era așa în umbră. Nu, dar știți de ce eram în umbră? Pentru că, de fapt, nu era ambulatoriul care trebuia deschis. Da? Ajungem imediat. Era cu lacăt. Am și pe asta. Stați că vă spun imediat și acolo, așa, cu documente. Acum trebuie să fiu ironică. Da, corect. Nu vă scot răspunsul de la dumneavoastră. Vă spun ceva. Deci, acea prime de performanță care le-am dat, prime de excelență se numesc, s-au dat în baza unor criterii, dar motivând așa. Odată că au participat lângă mine, împreună cu echipa managerială, cu doctorul Sin și cu Dana Drăgoi, pentru a face acea documentație care, în 20, în data de 2 aprilie, ca să, cred că în luna aprilie, da, s-a aprobat de către Ministerul Sănătății. Atunci le meritau. 2. Managerul unui spital. Și asta este valabil la orice spital din România. Trebuie să găsească orice formă legală să recompenseze personalul TESA pentru salariile foarte mici existente față de personalul medical. Cu toții știm că personalul TESA până în 2022 se măresc gradual și au salariile, discrepanța este enorm de mare. Și atunci explicați-mi și mie că trebuie să fie transparență. Cât, doamne, iartă-mi un salariu unui contabil la TESA, la spital, sau șef contabil, vreți să vă spun, nu o să se supere Dana Drăgoi, vă garantez. Știți cât avea ca director financiar contabil bani în mână? În jur de 4.000 de lei. Bani în mână. Bani în mână. Pentru că și pe această sută... 3.700, 3.800, ceva, 4.000 rotund. S-au zvonit niște sume fabuloase. No. De 10.000 de lei, nu de prime de 12.000... Bun, nu știu ce s-a întâmplat acum. Nu, aici pe vremea noastră, nu, atunci, nu e adevărat. Nu. Deci nu e adevărat. Nu este adevărat. Mai mult decât atât. Și o spun ca să fie clar pentru toți răutăcioșii. Deci am dat acele prime din aceste două puncte de vedere. Unu, că au stat acolo zi și noapte și eu am considerat ca manager că meritau acest lucru și doi, pentru motivul că trebuia să aduc cât de cât la un nivel decent
acele salarii având aceste discrepanțe mari. De ce vă spun? Pentru că mi s-a părut ilogic ca, de exemplu, o asistentă cu studii superioare să ia în jur de 8.000 de lei net în mână și un director financiar contabil care zace de dimineața până noapte, zace în ghilimele, adică lucrează, da, să ia 4.000 de lei. Mi s-a părut ilogic ca, de exemplu, o asistentă fără studii superioare, care turează și face să ia în jur de 5.000-6.000 de lei net în mână. Și atunci trebuie să găsești acea metodă legală, subliniez, în care să faci acest lucru. Și eu am considerat că așa trebuie. Am fost controlate acele prime, am fost trimis... Dar nu cred că era vorba de modalitatea legală, cum le-ați dat, ci pur și simplu cred că a deranjat, cel puțin în Consiliul Local s-a discutat treaba asta, că a deranjat că spitalul are un buget pe minus mult, adică nu suntem în situația în care să dăm prime, în sensul că, frate, duceam banii în altă parte, făceam un salon, făceam ceva cu ei, înțelegeți? Din punctul de vedere, nu legalitatea primelor. Dar vă dau un exemplu, să nu înțelegeți că acele prime au fost cu titlul de permanență, ci au fost într-o lună, respectiv în a doua lună. Sper să nu mă înșel. Atât. Și cred că în a doua lună, de exemplu, și uite, sunt aici, chiar să mă contrazică, juristul de la spital, faptul că a câștigat două procese consecutive cu sume mărișoare, dar le-a câștigat, am considerat că trebuie să primească și a luat două luni de zile acea primă. În rest... Păi a câștigat spitalul, nu? Că asta e ideea. Da, este, spitalul a câștigat, în schimb, știți cum e, în partea de... Să spunem, partea juridică, există acolo, de exemplu, bonusuri care se pot da, deci lejer, că dacă ai fi luat un avocat, exact, dădeai acel bonus, cum, de exemplu, știi, exact, ca să fie motivat, exact, juristul să tragă. Exact, mai mult decât atât, uitându-mă în spate cu 2 ani de zile când i s-a dat unei case de avocatură a Colegiului Medicilor 800 de milioane pentru un proces, am rămas șocat. Plus primă, da? Deci, în fine, nu mai contează. Dar așa am considerat și asta este justificarea mea ca să nu se mai, pentru mine personal, Tesa ca manager, da? Nefiind doctor, înseamnă foarte mult. Dacă nu este pus la treabă, vina este a managerului. Dacă managerul consideră că sunt anumite locuri unde eu știu, trebuie să ia niște decizii, să disponibilizeze, e atributul lui, da? Dar trebuie să ai și motivație. Păi eu din ce am înțeleg aici și s-ar putea să mă contrazică doamna Mălescu pentru că se uită și mulțumesc, apreciez că vă uitați, eu din ce înțeleg aici că omul doar a încercat să facă ceva, deci a avut intenția, pentru că de la intenție trebuie să știți și noastră, trebuie să ajungă Consiliul de Administrație și așa mai departe și deja lumea s-a răzvrătit acolo și s-a ajuns la niște nume, că pe tine te dă afară, că ba pe tine, că nu se schimbă funcția, că se schimbă pe om. Ca asta spunea doamna Mălescu, de ce țineți aici, care are 36 de ani de experiență și nu e normal să le arunce așa ca pe un... E deranjant. Da. Dar de aici eu am înțeleg de unde s-a ajuns la toate... Păi, toate treburile astea, pentru că până, bine, e clar că e doar un pas până la schimbarea organigramei și decizia de a... Dar eu altceva v-am întrebat pe noastră, credeți că 36 de oameni la TESA sunt mulți, sunt puțini pentru munca pe care o depun în spital zi de zi? Pentru că dumneavoastră și-a spuneați că lucrați cu Dana Drăgoi și mai câțiva care stă la asta până seara, dar ceilalți până la 36, slavă Domnului, erau destui. Haideți să-i luăm, nu știu de ce au 36, eu n-am o 36, dar ca să ne înțelegem. Aha. Eu știu că am avut 26 de persoane, că era maxim posibil. Așa zicea domnul director Dumbravă, că vrea să reduc organigrama în viitor. Nu, organigrama să nu reducă, să aduce la 20 de oameni pe TESA. Cam cred așa îi se pare normal. Eu cred că am avut 26. Acum, de ce s-a ajuns la 36, dânsul trebuie să răspundă. Problema se pune așa, este un ori din 1224 care te încorsetează și trebuie, bun, poți să le lași vacante, nu te obligă nimeni să le angajezi, zică tu, chiar dacă ai 36 de posturi. Vedeți, schimbarea organigramei acum, într-un moment, acum, mâine, poi mâine, poate să aducă prejudicii ulterioare. De ce? Pentru că dacă tu schimbi organigramă, lasă-le vacante. De ce să schimbi organigrama? Nu te pune nimeni să angajezi. Dă-i afară dacă știi de ce. Sau dacă ai motive. Dacă ai motive. Pentru că acum dumneavoastră știți foarte bine. Nu poți să dai afară un om că nu-ți plac ochii lui. Sau, nu, trebuie să nu aibă performanță. Acum, eu nu știu. Vorbim de nume aici, că chiar nu știu cine-s la spital. Da, vreau să vă spun lucru. Să-mi spună doamna Mălescu și toți de la TESA. Eu le mai ceream și rapoarte de activitate. Și motivul a fost unul foarte simplu. Ca în momentul când, Doamne ferește, se poate întâmpla să trebuiască să reduci personalul, atunci să ai și motiv, să ai pași făcuți. Nu poți să faci lucrurile astea doar așa. Eu sunt convinsă că domnul manager
manager știe ce, adică... Nu, să știți că nu știe și vă spun și de ce. Și știu ce afirm. Pentru că face niște afirmații vis-a-vis de angajări total ilogice. Și vă spun de ce. Reduc personalul, fac performanță la spital. Fals. Trebuie să aduci foarte mulți medici, repet, foarte mulți medici, trebuie să angajezi. De ce? Pentru că medicii îți aduc banii spitalului. De ce? Pentru că ei intră în contract de prestări servicii cu casa. Nu intră CICAN managerul și nici personalul TESA. Dacă eu diversific acele servicii sau cresc numărul de cabinete în ambulatoriu, ceea ce nu văd la spitalul de urgență, au rămas cu niște cabinete și mi-e jenă mie când văd cifrele. Eu vă spun sincer, un spital municipal de urgență să facă pe un ambulatoriu existent în jur de, cu tot cu radiologie, dacă n-ar avea radiologie și imagistică, ar da faliment. Fără radiologie au făcut în jur de 5.500 de lei. Știți ce înseamnă asta? Știți cât a făcut Spitalul Municipal din Oșu? Am trimis cifrele. S-au crucit. 1 miliard a făcut luna trecută, 101.000, iar cash pe chitanță, în afara contractului cu casa, 36.000 de lei, 360 de milioane. Poftim? Păi și cum? Care e explicația la care am ajuns? De ce nu vine lumea? Că nu poți să iei de pe stradă Păi da, haideți că aici... E o explicație că s-a închis la un moment dat Este neurmărat. Nu este adevărat. Nu. E neurmărirea medicilor pentru respectarea programului. 1. 2. Faptul că medicii nu se duc la programul de ambulatoriu. 1. 3. Nu se uită la codificare și la faptul că tu trebuie să ai, de exemplu, acum casa îți permite să ai până la 8 pacienți pe oră. De obicei era maxim 4. După aceea, ai niște variante în care, de exemplu, ți se decontează inclusiv teleconsultația. Sunt atât de multe metode în care să atragi banii. Atât au făcut. 5.400, 1.000 de... Mai mult a făcut un taximetrist pe lună. Înțelegeți că eu am făcut cash în afara casei. Am făcut 350 de milioane. Luați proporția 1 la 4. Deci eu sunt un spital în care trebuie să mă atrag pacienții. Știți cum facem să se ocupe de ambulatorul din spital? Mă gândesc că nu managerul trebuie să le facă pe toate. Acum știu că vă spun un lucru. Sigur că comitetul director este cel care decide. Sigur că este directorul medical, dar dacă este lăsat sau dacă comunică, sau dacă... În cazul nostru, vii... domnul doctor Singh. Da, dar eu nu l-aș acuza pe doctorul Singh. Vă spun un lucru. Eu nu pot să-l acuz pe directorul meu medical dacă performanța este slabă în ambulatoriu. Vă spun de ce. Eu pe directorul medical îl am pentru actul medical în sine, pentru a controla ceea ce înseamnă prestațiile de servicii ale medicilor. El este cel care e pupila mea pentru că eu sunt inginer. Eu nu pot să mă duc să-i spun unui medic, acolo nu-i bine, acolo. Nu. Eu nu pot și nu o să fac niciodată. Nici la Caransebeș, nici la Oșa, niciunde nu o să fac lucrul ăsta. Eu cred că puteți, dar nu vreți. Sigur că da, din experiența pe care am, sigur că aș putea, da, știu pot și fac. Dar vă spun un lucru, nu, managerul este cel care dă semnalul, managerul este cel care spune stop. Așa am făcut și la Caransebeș. Cum să spun, este ilogic un spital de mărime asta unde nu se poate plânge de pacienți. Și vă spun de ce. Pentru că, în general, cabinetele care sunt deschise acolo au cabinete private. Eu, unul, știți ce aș face? Care m-aș duce? Iar acum, sigur că îi cheamă în cabinetul privat. Adică îl consultă acolo, vină tot după amiază și rezolvăm. Aici n-avem. Mi-a fost rușine, vă spun sincer, la deschiderea ambulatorului când am văzut ce aparatură acolo. În condițiile în care le-am lăsat la cheie să vină cu aparatură nouă închiriată, fără niciun leu. Păi și unde nu s-a luat. S-a luat. Deci și aici sunt martor și doctorul Sii și Dana Drăgoi. Pentru că eu i-am lăsat firma, pot să-i spun numele? Sigur că da. Firma Liamed a fost cea care ne-a sprijinit din prima zi. Era fără bani? De ce spuneți fără bani? S-a luat? Da, era fără bani. A zis, domnule, uite, vi le dăm în chirie, nu mai puteți să plătiți chiria, vi le dați înapoi, e treaba noastră. Și în chirie cât era? Nu era mai mult decât dacă le cumpărai? Nici vorba. Nu este. Nu, haideți să vă spun, că exact, apropo de contracte păguboase, chiria. Inclusiv fostul secretar de stat de la finanțe, angajatul primăriei Caransebeș, Horia Irimia, da? La un moment dat m-a acuzat că aceste contracte de închiriere sunt similare leasingului. Nu, invers. Și am demonstrat. 2. Avem Curtea de Conturi. A zis, este perfect legal și așa mai departe. Care este, să spunem, avantajul acestor contracte de închiriere? Un spital gen Caransebeș sau un spital care nu își permite, nu are buget sau Consiliul Local nu poate să-l finanțeze sau județean,
Are varianta, sigur, în termeni decenți, pentru că aveți dreptate, s-ar putea că dacă te uiți la chirie, adunând chiriile, la un moment dat să fie dublu aparatului sau triplu aparatului dacă l-ai luat. Așa ați fost acuzat după ce ați luat acele calculatoare cu sistemul informatic. Asta că ajungem la sistemul informatic, o falsă problemă. S-a auzit în spital că, de fapt, dacă plăteați calculatorul în rate, chiria respectivă pe 12 luni, era mai de 3 ori valoarea aparatului. Sau? Da, da, știți, e o mare diferență, că se uită cele 25 de calculatoare donate. Acum, eu vă spun cât era pe piață și la vremea respectivă vă dați seama că m-am uitat la lucrurile astea, că știam că vor fi controlate, da? Era o diferență exagerat de mică față de prețul de pe piață la ce aveam. Să nu uităm că la ce am comandat noi de la tot, cu licență, cu totul și tot, că așa simplu, dacă e numai un laptop fără licență, fără aia, s-ar putea să te coste toate celelalte aproape cât laptopul. Și atunci, noi acele 40 de calculatoare luate la vremea respectivă, știți foarte bine că 25 au fost donație. Probabil că un amortizment din acele calculatoare s-a băgat de a fost prețul puțin, subliniez, puțin mai mare decât prețul normal de pe piață. Mi se pare ilogic în momentul când a dus 65 de calculatoare. 2. Prețul la vremea respectivă a fost la jumătate față de prețul firmei al lui Sebastian Ghiță. Da? Mai mult decât atât, mi s-a spus... Hipocrate, da, sau? Hipocrate, așa. Da. Mai mult, s-a spus, nu, că s-a ajuns acum la preț triplu. Da, domnule, dar trebuie să înțelegi că Hipocrate avea acel soft și mai avea inclus în acel soft de era dublu contabilitatea. În momentul când noi am achiziționat un program de contabilitate compatibil cu Sionicu, ICMed-ul, da? În acel moment, tot am ajuns la suma respectivă. Dar rezilind contractele cu laboratorul, cu farmacia, acelea aveau softuri incluse. Deci acolo a trebuit să inventăm și atunci ne-a ajutat Sionicu, nu ne-a luat niciun ban timp de 2 luni sau 3 luni de zile. După ce ne-a implementat și a zis, bun, de acum trebuie să plătiți. Așa am ajuns la o sumă mai mare decât normal, dar vă dați seama dacă rămânea Hipocrate la ce sumă se ajungea, pentru că alea oricum dispăreau. Noi eram internalizat laboratorul în 3 săptămâni de la venirea mea, da? Cu costurile de rigoare, adică în primele luni au fost niște costuri exagerat de mari. Da, oamenii m-au acuzat că ați pierdut toată baza de date prin Hipocrate, că ați avut o plângere penală. Nu. Eu am făcut plângerea penală. Dumneavoastră, da, ați dar, făcut o plângere penală. Da, dar în schimb... Pentru că v-au ținut toată arhiva, nu toată baza de date a pacienților. Da, să știți că, dar să știți că nu s-a pierdut nimic. Tocmai că nu. Și aici șeful de la IT este cel care, sincer vă spun, tremura săracul. Aoleu, ne arestează mâine că am reușit să salvăm absolut toată baza de date, ceea ce nu s-a întâmplat în 2015. Atunci, deci dacă întrebați... Deci am avut aceea situație în 2015. Numai că atunci s-a pierdut. Deci spitalul din Caransebeș 2015 sau 2014 nu mai are baze de date. De atunci încoace. Și atunci eu, ca să evit acel lucru, am făcut. Mergând, vă spun, până l-am riscat și libertatea, pentru că așa a fost. Am zis, dom'le, indiferent ce se va întâmpla, va fi o inundație, va fi ceva, dar eu nu pierd datele. Am făcut inclusiv adresă către Serviciul Român de Informații, am făcut adresă inclusiv pentru că mi s-a părut incorrect un astfel de lucru. Mai mult decât atât. Bun, ne-a dat firma în judecată despre care vorbim. S-au pierdut niște bani, am înțeles. Nu s-au pierdut niciun bani, iar o afirmație falsă atât a managerului și juristul, am sunat pe jurist și a zis, dom'le, uite-te bine în acel dispozitiv al sentinței de judecată. A cerut bani și a fost respinsă, atât la tribunal cât și la Curtea de Apel Timișoara. Despre ce vorbim? Și atunci a câștigat. A câștigat respect. A câștigat respectul că a fost un contract tăiat, nu ilegal, ci abuziv. Dar, în schimb, nu s-a dat bani pentru că n-a produs efecte. Adică, exact ca și angajatul care, tu poți să-ți ceri niște drept. Bun, ceri daune morale, ai cu totul altceva. Au zis că... Continuă această linie de judecată, se ceară prin executor judecătoresc? Nu, nu poate să cere decât printr-o altă instanță deschiderea unui alt proces, anumite sume. Să o facă. N-are decât. Păi nu cred că ar putea să o facă, vă spun. Și vă spun și din ce cauză. Pentru că acele plângeri penale dirijate de cineva de la Caransebeș cu care sunt în proces cu doamna fiind prin procuror, în septembrie chiar începem prima etapă. Păi ajungem și la procese. Dar până să ajungem la procese... Vă întrerup un pic și vă spun de ce, pentru că țin aici un mesaj și vreau să înțeleagă oamenii că noastră n-ați plecat de la Caransebeș, că întreabă, chiar spune cineva, doamna Hermina și mai nu știu cum, dar de ce domnul Cican este mereu în Caransebeș când sunt probleme? De ce nu știm să-l ținem? Și asta încercăm să... Bine, asta e ideea, nu să spun tot, de ce nu îl apreciați competența și profesionalismul,
nu știu ce, mereu după necesit, așa, mă rog, este Orșova, da. Scrie cu litere mari, mi-e greu să citesc la ora asta, dar explicați oamenilor că n-ați plecat de la spitalul din Caransebeș. N-am vrut să plec. N-ați vrut să plecați, chiar ați dat în judecată, aveți vreo 3 procese. 4. 4 procese. 4 cu ministru, câștigate 3. Deci, știți că la un moment dat, oamenilor, fiind stare de alertă, se putea lua decizia la până spitalul un moment municipal dat, de către Ministerul Sănătății. Până la un moment dat, pe OUG 70, după care a intervenit legea 55, care ne-a spus că nu mai... Adică poate să intervină, dar nu prin schimbarea managerului. De asta s-a întâmplat după ce am plecat eu. Pe cine a pus după dumneavoastră? Pe domnul Borceanu? Zic bine? Da. Parcă v-a băgat așa în coastă, să nu folosesc cuvântul. Da, și sigur am plecat din această cauză și trebuie să răspund telespectatorilor și celor care se uită la noi. Deci a fost demis, ca să înțelegeți. Exact. Da. Am câștigat 3 din 4 procese. La un moment dat chiar eram manager pe 2 spitale, și la Caransebeș și la Orșova. Sigur că am renunțat la Caransebeș. De ce nu am câștigat 4? Pentru că al patrulea proces este la Înalta Curte programat anul viitor, în iunie, pentru că așa se programează, dar este, hai să spunem, la Înalta Curte va fi o formalitate, pentru că acel proces pe fond este câștigat și la prima instanță și de obicei la a doua, mai ales că între timp se schimbase, deci eu presupun că nu va fi nicio problemă, dar nici nu mă mai interesează, decât să mă duc pe daune morale unde o să-i cer un leu, nu mă interesează banii domnului. Păi de ce nu cereți mai mult, că investiți în spital? Vă spun și din ce cauză, pentru că instanțele de obicei când cer bani se consideră fabulosă, că ești subiectiv și de fapt pentru asta nu mă interesează. Nu. Dar eu vreau doar atât să vadă că acele lucruri nu au fost în regulă și demiterile mele au fost ilegale. Tătarul versus cican sau cican versus tătarul. Da, e 3-0 până acum. Vedem la pauză. Bun. Și în condițiile în care acum întrebarea mea este, nu știu, legal, să-mi spuneți dumneavoastră, în care noi avem tot stare de alertă. Nu mai pot, nu, este legea 55 care nu permite. Singurul lucru ce poate să intervină, dacă de exemplu, dar fără să-l demită, este dacă de exemplu pe tipul stării de alertă rămâne fără medicamente, un caz deosebit, sau managerul nu se descurcă, îi trimite în spate, cum s-a întâmplat de exemplu la Brașov, sau cum a cerut de exemplu la Reșița, Alina a cerut, și îmi permis să spun lucrul ăsta, că este prieten de cunoaște de 32 de ani, a cerut pe secția de terapie intensivă, dacă nu mă înșel, și i-au dat conducere limitată doctori militari, pentru că nu mai făcea față. Deci aia se poate, dar să schimbe managerul este exclus. Deci, mai ales dacă dați examen, adică... Nici nu intră în discuție. Bun, acum... Dar dacă vă duelați cu domnul Dumbravă, vă e frică așa de concurență? Nu mi-e frică de nimeni. Nu mi-e frică de... Deja știu că este domnul Posipal, știu că poate... Nu mi-e frică de nimeni, să ne înțelegem. Dar ce cu domnul Posipal? Nu, și dânsul participă, că am văzut... A, managerul, da. E un bun succes, e un bun succes. Ei, vedeți că vin cu informații, nu vin cu... Nu mi-e frică de nimeni, vă spun sincer. Oricând, și să știți că am stat pe gânduri să mă scriu, că știți că acum, data în 21 august, sunt concursul la nivel național și la casele de asigurări de sănătate. Și tare mi-aș fi dorit să fiu într-o postură în care să văd și spitalul din Caransebeș din Reisa contractările cu casa. Să-i ajut. Da, și vă spun un lucru. Este extrem de important să ai contracte, eu le spun, prietenoase cu Casa de Asigurări de Sănătate, pentru că în funcție de asta îți asiguri viitorul și finanțarea. Nu ai voie să nu știi, gen managerul actual, să nu ai o dezbatere cu medicii pe ICM-uri, pe case mix, să nu te duci să contractezi, pentru că știi ce se întâmplă? Acest ICM este vital pentru un spital. De ce? Tu semnezi contract cu casa pentru externări. De exemplu, spitalul din Caransebeș și-a avea contract cu casa 1188 de externări. Dacă tu făceai 1188, pe nu pe lună. Pe lună? Da. Dacă tu făceai astfel de externări, atât, nu, să știți că nu e mult, că după ce le-am spus că... Nu, dar mă gândeam că acum avem abia 150 pe... Vedeți că asta... Vedeți că vă dați răspunsul că e o tâmpenie, 150 e nesemnificativ. Bine, justificat, în sensul că COVID nu COVID. Da, să nu uităm că Caransebeș este jumate cu jumate. Teoretic, nu pui 1188, pui 600, deci tu ești oricum sub mult, da? Ceea ce ar trebui să ai. Da, haideți să revenim. Deci dacă tu nu faci acele externări, 1188 de externări, în acel moment îți rămân mai puțin bani de cheltuială. Pentru utilități, pentru întreținere, pentru. Și atunci, dacă ai un ICM mare,
acel ICM vine și îți suplimentează pentru că ai performanță, adică ai cazuri complexe, da? Mm-hmm. Și medicii și-au făcut datoria, apropo. Pe ATI, operații... Exact. Nu, la... ATI-ul nu intră în calcul, pentru că acolo... Au buget separat. Este separat. Ca și urgență. Deci mm-hmm. acolo nu intră în discuție. La celelalte secții, cu excepția mm-hmm. ATI-ului. Și atunci, dacă tu ai un ICM foarte bun, în acel moment îți suplimentează veniturile. Și atunci tu poți să te descurci ca manager și poți să faci, să ai bani de investiții, să ai bani de utilități, să ai bani pentru ceea ce îți trebuie la un spital. Vedeți, lucrurile astea, dacă nu le știi, ce să cauți ca manager. De ce vreați dumneavoastră la un moment dat, ții minte că vreați o terapie din asta, o secție de recuperare pe plămâni? Da, uitați, haideți că este minunat. Mai vreați o chestie de psiatrie pentru copii? Sigur, pediatrică, da. Pediatrică, da. Și cronici, pe oncologie. Anumite secții. Exact. Haideți să vă spun, foarte bine ați spus, de secția care zace pe hârtie, care îți aduce enorm de mulți bani, da? La un spital. Este inadmisibil. Să ai de am trecut din aprilie o structură a spitalului aprobată de Ministerul Sănătății și tu să nu respecti acea structură și să înființezi secția de recuperare medicală, fizică și balneologie. La vremea respectivă se numea BFKT. Acum e RMFB. Nu contează. De recuperare medicală. Gândiți-vă acum, în acest moment în care ai avut internați COVID. Ei sunt obligați să vină la recuperare medicală. Sunt obligați să vină post-COVID și alții care au stat acasă. Da? Deci e o secție care îți aduce bani cu cheltuieli mici. Tu trebuie să te gândești, da, pentru mine este șocant, de ce o ții închisă, de ce nu o faci. 2. Ambulatoriu. 5.000 de lei. M-a șocat. Este, da, și eu v-am spus, 101.000, 102.000 lei. Orșova, puneți 1-4, da? Deci eu ar fi trebuit teoretic la același număr de cabine. Nu, vă spun că sunt sume certe, nu vă spun prostii. În total, cu radiologie, sunt 54.000. Fără radiologie, scoțând radiologia, sunt 1.000 de euro. Un pic peste 1.000 de euro, da? Eu acei bani îi pot folosi, vă spun sincer, la spitalul din Caransebeș o factură de curent e jur de 150.000 de lei. Puneți că nu ți-a asigur nici măcar 5% din energia electrică cu ce faci. Iar eu, cash, subliniez, poate nu s-a înțeles. La Spitalul Municipal din Orșova, încasat pe chitanță electronică, nu de mână, am încasat 35.000 de lei. Păi și atunci vă întreb, ce oameni ăștia din Consiliul Local cu dumneavoastră? De ce nu vă ajută? Pentru că văd aici un întreg tărăbui, da. Așa, la Orșova și se întrebau oamenii, eu de asta vă întreb, da. Se întrebau oamenii, măi, Cican de fapt nu vrea să vină la Caransebeș. Cican vrea de fapt să un pic să le ridice la emoții, așa, la consilierii din Orșova și la primar, că am spus cu primarul, da. Deși spuneați că dumneavoastră ați reușit să-i faceți lobby pentru alegeri și așa mai departe. A fost partener. Așa, dar parcă v-ați mai... Aici sunt așa, să aveți ca într-o familie, să zic, relație. Bermudelor, da. Așa, când vă împăcați, când vă pupați, când vă certați. De-aia vă întreb. Și lumea zice, băi, Cican de fapt nu vrea să vină la Caransebeș. Acum un pic așa face emoție la Orșova, pentru că Orșova îi merge bine. De ce să nu un pic să se sperie consilierii locali și primarul de acolo că, bă, îl pierdem pe Cican, că uite că fals. Eu văd pe Facebook-ul dumneavoastră, da. Multe realizări la Orșova, din ce vorbiți? Așa este. Cu fapte, da, cu poze, da. Cu documente. Păi, știți de ce? Nu. Cei mai încântați, dacă aș pleca de la Orșova, sunt consilierii. Să vă spun de ce. Am reușit să devin independent. Și uite, vă spun iar în prime time, așa ca să spunem. Acum 2 săptămâni, Spitalul Municipal din Orșova a devenit, hai să nu spunem, primul spital public din România fără datorii, cu excedent. Știți ce înseamnă asta? Niciun leu datorie și să am bani în cont. Și n-am ce să plătesc. Păi excedent de pe trimestru trecut sau de pe anul trecut? Că nu, asta e prea mult. Nu de anul trecut, că aceia am folosit strict pentru investiții și pentru reabilitări. Nu există. Acum, de exemplu, deci când eu vă spun, deci am avut un surplus de 63.000 de lei, 630 de milioane pentru ușor, ziceți că e mult. Așa se explică de ce mai faceți câte o secție, de ce mai băgați în aparatură. Da, să vă spun un lucru, ce am acum în lucru. De exemplu, acum și-a judecat licitația, ne costă undeva aproximativ 400.000 de lei ATI-ul. Secția de terapie intensivă va deveni o secție de terapie intensivă pe care și-a dorit-o și Timișoara. Nu glumesc.
cu amprentă, cu totul open space, ușile cu vitfang, totul în sticlă. Etică, vă invit. Deci ați fost pe afară un pic, v-ați uitat, da, la spitalele astea de prin Europa. Doi, în același timp, acum când discutăm de luni, intră în reabilitare laboratorul de analize medicale. 206.000 lei. Deci, în total, numai din ce v-am spus eu, acum sunt 6 miliarde, oare. De unde? Ce fac? Păi și atunci vă întreb, senioroși, cetățenii din Orșova și ghinioniști, consilierii din Orșova. Adică nu se nu trag la aceeași căruță? Care-i treaba? Nu, consilierii din Orșova, și visul vieții lor, împreună în echipă, este ca Cican să nu stea foarte mult în acea funcție. Este pericolul numărul 1 al Orșovei pentru că face. Și gândesc numai electoral. Un primar pentru oamenii lui? Nu, nici consilierii nu-și doresc lucrul ăsta. De ce? Știți cum o gândesc? Eu gândesc așa, dacă Cican face, nu mai bate nimeni în viitoarele alegeri când va candida la primar. Știind că eu m-am retras din cursă pentru primarul actual. Asta e, au în căpșorul lor acela micuț, faptul că eu prin ceea ce am făcut la spital în decurs de sub un an de zile, data de 20 iulie, fac un an de zile de când sunt la spitalul municipal din Orșova, n-au făcut ei pentru comunitate în ultimii 15 ani. Și un an de zile de când am plecat de la Caransebeș. Exact, exact. Și vă spun și de ce. Pentru că acum că noi discutăm, am adus 2,55 milioane euro spitalului fără cofinanțare Consiliului Local. 2,55 milioane euro, da? I-am adus. Deci mă uimiți, pentru că unii oameni poate nici de pe hârtie nu știu să citească atâtea cifre câte spuneți noastră. Acum când discutăm, dacă v-ați uitat ce am postat ultima oară, da, pentru că asta era, pentru ei este groaznic pentru ei. Pentru că ei nu au făcut decât să dea unui operator privat bani și nu au făcut nimic pentru municipiul Orșova. Și atunci acum să nu fie Cican în pericol public, da? Ce se face? Eu așa s-a obișnuit să fac, să construiesc, să fac investiții. Bine, nici aici n-a fost situația prea roz în Consiliul Local. Nu, dar să știți că au înțeles. Așa este, dar... Ați intrat cu forța. Da, și vă spun și din ce cauză. Pentru că nu au fost obișnuiți la Caransebeș comparativ cu Orșova. Deci la Caransebeș nu au fost obișnuiți să vină un manager să spună, domne, nu-mi dați bani pentru că se duc într-o gaură neagră. Noi dați-mi bani acum pentru că am nevoie pentru investiții. Nu-mi trebuie un leu. Ați pentru... și primit bănuți frumoși că ați început cu pandemia. Era vă spun un lucru, niște bani extraordinari, aici este meritul primarului. Milioane? Nu, mai mult. Nu, asta e spus de manager, mai mult. Nu, e mai mult, e mai mult, e mai mult. Că ați primit numai de la Consiliul Județean pentru 800 de mii au început de la Consiliul Județean pentru 300 de mii au fost pentru PCR și ulterior pentru rețeaua de oxigen. Da. După care funcționează la acea rețea de oxigen în spital. Sigur că da. Sigur, problema lor este în schimb alta. Pentru că ce se zicea oxigen. Oxigenul, pe vremea domnului Borcean, dacă mi-aduc aminte bine, era problema că, de fapt, rețeaua este la un anumit grad de, cum se numește pentru oxigenul? De uzură. Așa, la oxigen, nu, de uzură, de numai 93% și dumneavoastră aerul trebuia respirat 100% și mor pacienții și nu se știe tovarășul Borceanu că e dânsul din vechiul regim, era la modul următor. Acel contract care n-a fost dus la capăt pentru producerea oxigenului din aer, ulterior am renunțat înainte de a pleca de la Caransebeș. De ce? Pentru că acum când discutăm, în noiembrie sau decembrie anul 2020, a venit o directivă europeană. Borcean atunci pălăpea prostii, doctor Borcean. 93,8, acel oxigen de preparare din aer, era legal. Acum când discutăm, ceea ce am făcut și la Orșova, de exemplu, acolo am renunțat pentru că era în chirie. Și am spus, domnule, îmi pare rău, a apărut directiva europeană, eu trebuie să am 99,8%, 99,5%. Și bani s-au cheltuit i-am luat în chirie, repet, ăsta e avantajul chiriei. De mâine, nu la Orșova, dar la Caransebeș. Nu s-a luat absolut niciun leu. Deci nu s-a pierdut niciun bani aici. Absolut nimic. Niciun leu. Aici era vorba în Consiliul Local că ați venit cu o rețea, ați ținut, țineți minte că era vorba că a venit de la Casa de Sănătate la spital și dumneavoastră lucrați pe o parte să amenajați secțiile COVID și a zis cum țineți pacienții lângă praf și cu bine, construcție și mai acel, faceți și rețeaua aia și nici nu e bună și era așa desfințat pe toate părțile. Numise la vremea respectivă. Da, el a fost unul din cei care a făcut referatul la prima destituire a mea. Era cel, doctorul care, chirurg, care a oprit o operație să facă o pauză să cânte, și nu e o glumă ce spun, să cânte la vioară și după aceea s-a apucat să opereze din nou. Lucra la vremea respectivă la spitalul județean. Nu contează. Scapă numele. Și pacientul e mort? Cred că cântă, cred că după ce a fost operat pe acea melodie, a început și el să aibă acele veleități de violoncelism. Glumind.
Da, a venit să spună că, vezi, Doamne, noi lucram într-o parte și pacienții erau în altă parte și au suferit din prostii. Deci eu trebuia să fiu executat, să fac acel referat și așa mai departe. Ăsta a fost motivul. Nici o legătură cu faptul. Și vă spun și din ce cauză. Pentru că extinderea la 25 de paturi pe medicină internă, care putea fi pregătită inclusiv pentru secție de terapie intensivă, că ăsta a fost scopul, Doamne ferește. Se întâmplă ceva, avem 25 de paturi, avem la fiecare pat, și dumneavoastră ați fost acolo, avem oxigen, care la vremea respectivă nu funcționa pentru că nu funcționa rețeaua, că rețeaua funcționa pentru că n-aveam rezervorul de oxigen. Rezervorul de oxigen era cel care la vremea respectivă era asigurat de lin de gaz și oamenii cu bun simț, exact, dar care și-o luaseră. Și noi, săracii, funcționam cu dăi cu tuburi, dăi cu tuburi, dăi cu tuburi. Și acum era aceeași situație? Acum este într-o situație care, nu știu, eu le-am oferit acum 4 luni de zile, varianta care am făcut-o la Orșova. Adică, la fel am închiriat, dar de la o altă firmă de la Messer, ei au venit cu, în prima fază am luat de 3.000 de litri rezervor, după care am ajuns la cel mai mare stocator de oxigen medical din regiune, de 11.000. Mai mult decât atât, la Orșova, 95% din paturile din tot spitalul sunt racordate la oxigen. Deci noi, dacă e, Doamne ferește, la o, adică un caz excepțional, 95% din paturi avem oxigen. Putem să facem ca un fel de mini-terapie intensivă pentru toate paturile. Păi și atunci de ce veniți la Caransebeș dacă viața așa de frumoasă și roz la Orșov acolo? Nu poți să-i las pe Caransebeșeți cu acest spital să funcționeze în halul acesta. Și vă spun de ce sunt dezamăgit total, pentru că sunt lucruri pe care le-am lăsat, pe care trebuia doar să le deschidă. Deci nu e faza cum ați enervat consilierii locali, Nu. Și încă o dată repet, eu mi-am declarat intenția de a participa la concurs, indiferent de condițiile atmosferice, indiferent de bruiajul care se poate crea pe lângă. Vorbiți de bruiaj între ghilimele și eu zic din topor, că eu așa sunt ca jurnalist, trebuie să știu. Vă referiți la bruiajul, adică comentariul domnului Felix Borcean la emisiunea noastră cu domnul Dumbrava, în care a zis că indiferent de context îl susține? Nu. Și vă spun, aici vorbesc de factorul politic, nu vorbesc de primar. Nu. Aici nu vorbesc de primar. Să ne înțelegem. Felix este omul care, în momentul când m-a invitat să vin aici ca manager, a spus ce trebuie să fac și m-a susținut și am făcut o echipă extraordinară. Mâine aș face același lucru. Cu alt știți că fel de manager? Și cred că știți și noastră că imaginea în mandatul din numărul 2 al lui Felix Borcean, 80% e creată de dumneavoastră, susținută și creată. Nu, este meritul Felix. Nu, eu, că și eu am contribuit, recunosc, că am contribuit și am făcut-o cu drag și o fac și mâine și poi mâine pentru omul Felix Borcean. Nu m-a obligat nimeni, dar nu. Este meritul Felix. E adevărat, și mă bucur din suflet că am avut contribuția la doi primari. Atât la cel de la Caransebeș și am mers pe străzi cu Felix, da? Atât la vis-a-vis de cel de la Orșova. Da, uite, dacă am putut să fac acest lucru, mă bucur din suflet pentru că meritau. Și vă spun sincer că aș face și mâine. Mai am zilele trecute l-ați acuzat pe primarul din Orșova. Primarul din Orșova, să ne înțelegi, n-ai nicio legătură cu faptul că, și nu regret faptul că am făcut un pas în spate. Nu, dar asta nu înseamnă că trebuie să accept sau să înghit porcăriile pe care ele face acum. Nu. Și sunt genul de om și dumneavoastră știți foarte bine. Dacă e în regulă și funcționăm, trecem munții, trecem ocean. Dar în momentul când văd că pui strâmbe sau te afli în spatele unor decizii împotriva spitalului, nu alucicam. Dacă era o latură politică, de aceea mi-am dat demisia din Pro-România. Adică să nu mai fiu demisia din Pro-România? Sigur că da, sigur. Încă o noutate. Da. Deci, vă acum spun, nu mai faceți parte de niciun partid. Nu, sunt independent. Sunt independent. Adică deci fac politica mea. Deci primarului Felix Borcean, sau? Nu. Înainte sau după s-a întâmplat? Nu, s-a întâmplat acum o lună jumate, recent, da. Păi, tocmai din cauza aceasta am și spus, n-am putut să mai fiu membru Pro-România cât primarul era președintele, coordonatorul lui Pro-România și nu făcea lucruri pe care le-a promis în campanie. Și dumneavoastră știți foarte bine că este extrem de important să nu minți oamenii, pentru că eu ce o să fac peste 4 ani, fie Orșova, fie Caransebeș, nu contează, când o să mă duc la ușă, o să bat, eu sunt Cican Adrian, v-am promis atunci ceva, fie că eram cu Felix, fie că eram cu Stoica. Că o să fac aia, că o să fac aia, sau că dânsi o să facă, dar eu îi susțin. Și o să le spun că n-am reușit să fac nimic. Acum, după 9 luni de mandat,
să spun că lucrurile care depindeau de primar, atenție, nu vorbesc de factorul politic însemnând Consiliul Local, ci vorbesc de decizia ta ca primar pe care puteai să o faci punând în aplicare ce ai promis. O parte din ele nu poți tot, dar unele erau acum. Nu pot să fac lucrul ăsta, dar am făcut pasul în spate. Mi-a dat demisia din probleme, să nu mai fiu acuzat, vezi, Doamne, că am vreo tendință sau că vreau. Nu. Am decis lucrul ăsta și sănătate bună. Și îmi văd de cara mea. Și lucrez pentru sistemul de sănătate. Veți mai intra în politică? Niciodată să nu spui niciodată. Știți cum e? Păi, da. Nu știu. Vom vedea. Cu ce partii v-ați regăsi așa un pic? Pentru că am mai vorbeam cu cineva acum de la USR și zicea tot o apă și un pământ. Să știți care e dreptate. Dar asta nu înseamnă că USR-ul n-a dezamăgit. Și eu, cum vă spune unul din afară, să știți că am avut așa, mai ales că fiul și fiica mea sunt implicați politic, ei fiind la Plus, la Timișoara și așa mai departe. Știți ce? Au simțit-o pe pielea lor. Știți ce se întâmplă? Le-am spus atât. Vă încurajez să faceți politică, dar o să fiți dezamăgiți. Și să știți că au început deja să fie dezamăgiți, dar i-am spus, nu mai dezarmați. Mai ales că au fost acaparați de USR sau au mai regăsit pe liste, au mai... Nu comenteze decizia lor. În schimb, când am fost ca la Carașca, aici a fost prăpăd. Adică așa a fost, așa a fost și la Timiș. Peste tot. Deci a fost o directivă de la Națională. Da, dar în schimb i-am încurajat ca să vadă despre ceea ce este vorba și să vadă că politica românească nu este tocmai la nivelul pe care și l-ar fi dorit, indiferent de partidul politic. Și tinerii sunt în continuare dezamăgiți. Și din păcate nu este bine, pentru că până la urmă, dacă te uiți, ei sunt cei care îți asigură viitorul și decizia sau decidentul care va fi peste 5-10-15. Da, eu să știți, 10, știți că pot să merg înainte. Și, 10, și uite, oamenii încă se uită la noi, ceea ce ne bucurăm. Înainte să vă mai întreb ceva referitor la decizia noastră de a vă întoarce la Caransebeș printr-un concurs. Stați, printr-un concurs. Printr-un asta concurs, nu înseamnă că... Am zis, da, printr-un corect. Concurs. Pentru că șanse egale au toți participanții. Vreau să citesc ce spunea doamna Dana Drăgoi, pentru că ați pomenit-o mai devreme și cred că răspundea oricelor care au fost interesați de prime, ori am văzut un comentariu mai sus de doamna Mălescu, spunea că domnule manager, vi se pare normal să reducă de pe TESA doar 3 posturi din contabilitate, nu vi se pare ceva personal? Domnul Dumbrava da, spune răspuns... că suntem termite și încasăm sume fabuloase. Eu nu am luat primă, zice doamna Mălescu. Și cred că aici Dana Drăgoi răspunde doamna Mălescu și spune sunt afișate de 2 ori pe an obligatoriu pe site-ul spitalului, da, exact, salariile exact. Brute ale tuturor angajaților din spital, inclusiv directorul economic. Și continuă. Avem 3 fochiști, 3 contabili. Da. Bun, acum știți ce se întâmplă? Să vă spun un lucru, apropo de dăm afară pe ăla, de ce nu pe ăla? Nu. Aici managerul este cel care hotărăște. Dar eu n-aș da afară din contabilitate și vă spun din ce cauză. Eu mă întreb așa, dacă mâine doamna Dana Drăgoi s-ar îmbolnăvi, să știți că Spitalul Municipal de Urgență din Caransebeș nu primește niciun leu salariu. Deci dacă, Doamne ferește, se întâmplă acest lucru, nu se primesc salariile la Caransebeș, la spital. Ceea ce nu este normal. Dom'le, vrei, nu da afară. Uite, pune-o pe doamna Mălescu, las-o 2-3 luni de zile, sau pe George, sau pe oricare de acolo, instruiește și spune, uite, tu te duci lângă doamna Drăgoi, 2 persoane vă duceți, 2-3 luni de zile, învățați salarizare. Pentru că nu ne putem permite ca dânsa să se îmbolnăvească sau să plece într-un concediu. Știți când pleca în concediu? Bine, n-a fost cazul pe timpul meu decât 7 zile înainte de a fi destituit. Ce fac? Mă duc? Duceți-vă! Vă spun și din ce cauză. Trebuia să facă salariu, trebuia să facă absolut toate documentele și după aceea să plece sau să se îmbolnăvească. Adică trebuie să te programezi. Păi și atunci eu întreb, logic. Dacă doamna Dana Drăgoi e singură pe postul care îl duce... Cei doi de acolo să meargă în partea cealaltă. Ce fac restul de 36 de oameni la contabilitate? Mi nu se sunt pare, 36 de oameni la contabilitate. Mi se pare mult. Nu. Stați, eu... Sunt doar funcții pe o... 36 sunt toți TESA. Subliniez, 36 sunt toți TESA. Nu, că dar sunt la achiziție, managementul calității. De exemplu, managementul calității este obligatoriu să-l ai în orice spital. Este o doamnă acolo, din ce am înțeles. Nu, sunt două. Adică, cel puțin, eu am avut 2, nu știu acum câte sunt. Vezi, dacă le-am un pic pe compartimente și pe funcții, nu poate să dea mai mult de 20 ceva de oameni.
oameni. Deci eu vă spun, am avut la vremea respectivă, așa cum prevedea, 26. Și aici doamna Coșoveanu este care mă poate contrazice, dacă da sau nu. Deci trebuia să ne încadrăm în maxim 26 de persoane. Deci, nu... Și de ce mă întreb? Pentru că revin la afirmația noastră, precum că în ultima perioadă s-au făcut angajări pe acolo prin spital. Ați plecat de la un 400 și posturi, dacă angajați. Nu, 502 sau 500, în orice caz era undeva aproape 500. Au fost în 2019, ceva. Că am verificat pe scris despre... Da. 420. Din 2019 a venit pandemia și au tot crescut. Deci eu, cât, pe timpul cât am fost eu, s-au angajat 40 și ceva de persoane, numai personal medical. O singură persoană a fost angajată pe TESA. În momentul când s-a îmbolnăvit, a fost o chestie de durată. Și s-a întâmplat lucrul acesta și vă spun, nu. Era vorba de doamna Ciortan, care era în... litigiu, trebuia să se reîntoarcă și atunci a trebuit să angajăm o persoană. Care cum ați, n-ați prins-o pe doamna Ciortan? Ba da, cum să nu. Și cum a fost colaborarea? Eu am avut o relație foarte... Toți au zis, aoleu, vine doamna... Nu, eu am avut o relație foarte bună, dar știți de ce? Ne-am pus la masă și a spus, pe mine nu mă interesează ce a fost în spate. Eu n-am nicio treabă. Eu vreau să-mi faceți, cu tare, cu tare. Ne-am întâlnit, i-am dat scris, a fost de acord. În consecință am făcut. Îmi pare rău că tot pe timpul meu, după aceea, obținând o funcție nu bună, foarte bună, de director economic la ambulanța Caraș Severin. Mi-a părut rău că a plecat. Deci, n-am avut. Doamna Coșoveanu. Ambulanță? Da. Doamna Ciortan? Da, și acum s-a întors din nou la spital, dar a fost directoare economică la ambulanța Caraș Severin, până de curând. Acum, director economic la ambulanța Caraș, vă spun eu noutățile din Caraș, directorul economic... La ambulanță este fosta directoare economică de la Spitalul Județean, din Reșița. Dânsa a preluat acea funcție. Revin. Doamna Coșoveanu s-a întors și a trebuit să-i plătim salarii. Pe un an de zile, parcă. Exact. Sume de un miliard și ceva. Și am spus, doamnei Coșoveanu, ne-am pus la masă și am spus, doamna Coșoveanu, putem să dăm, dar în tranșe. La început, dânsa, nu. După care mai gândiți-vă că pot să vă dau și în 5 ani. Sigur, cu o instanță și pe urmă poate să vă dau după un an sau un an jumate. Nu. Eu îmi doresc să vă dau în trei tranșe acest bani. Să știți că a acceptat până la urmă. Deci trebuie să discuți. În momentul când sunt cazuri punctuale, discuți cu fiecare în parte. În momentul când ai, de exemplu, nemulțumiri la nivel, să spunem, de sectoare, gen TESA, gen administrativ, de exemplu, avem personal administrativ. Unii dintre ei, de exemplu, cum era electrician, ce să fac cu un electrician la un mastodont? Ia 11 clădire din țară. Ce să faci cu un singur om? E, dar acolo se ajutau între ei. Dom'le, uite, nu, tu nu te dau la o parte pentru că... 11-a clădire din țară? Da, ca nivel. El a fost proiectat la 1140 și a fost spital județean la un moment dat, Cana Sebeșu, da? Acel heliport cu, mă rog, cu tot ceea ce înseamnă și dacă vreți să mă întrebați pe mine, eu l-aș lăsa, dar lângă aș construi un spital, ceea ce cu Felix împreună, după ce am vizitat Mioveniu, asta ne-am dorit. Da, Mioveniu, sigur, spitalul construit de domnul, mă rog, fiind și dânsul acolo în acea echipă, da, exact. Acum trebuie să știi vin din meritele care le are, pentru că nici, sunt fapte nu, și noi am fost, să... Dar noi am fost acolo și ne-am întâlnit, exact, ne-a dus, Doamne ferește. Da, l-ați prezentat și discuție. Ședință de consiliu, a venit... Sigur că da. Mi-a plăcut ceea ce am fost acolo, dar uitați, vedeți, luăm spitalul din Mioveni, prost gestionat ca management. Chiar râdea primarul de la Mioveni împreună cu managerul de acolo, care era interimar. Săracul și-a acceptat că nu vrea nimeni acolo. Au făcut o prostie că au moștenit și nu au schimbat titulatura spitalului. Trebuia să-l denumească spitalul Mioveni, Cican Adrian, dau un exemplu, cu alt cui și cu altă stradă. Și se uitau la mine, păi de ce? Păi vă spun eu de ce. Cum aveți contractul cu casa acum? Prost. Păi vă spun de ce aveți prost. Pentru că mergeți pe istoricul spitalului care era falimentat. Făcând un spital nou, având ieșire la trei străzi, da, trebuia să-i schimbați denumirea, să-i schimbați adresa, era un spital nou cum și este și în acel moment făceai contract nou cu casa de la zero. N-aveai niciun istoric și ți-l făceai în funcție de ce puteai tu să faci ca performanță. Se uitau la mine, la care primarul de la Mioveni și Felix este martor, domnul Cigan, haideți la noi, la care, nu, Felix, nu, lăsați. E la mine. Dar și managerul simpatic, radiologul, de la Mioveni a spus, uite, nu m-am gândit la asta. Faceți-o până la urmă. Ia panajul Consiliului Local, aveți în suborne, toată lumea vorbește aceeași limbă acolo, un buget fantastic.
Deci gândiți-vă că acel mioveniu, când am auzit bugetul, eu cu Veris calculam repede, a zis cât e, a zis aproape 200 de milioane de euro și noi spunem că la 2 milioane e extraordinar. Asta e mioveniu, asta e fabrica Renault, asta e, ce se face? Asta este. Da, vedeți? Asta înseamnă mioveniu. Deci și de acolo ne-am întors cu o experiență, după cele două zile state acolo și am zis, domnule, am pus în, cum să spun, în oglindă cele două variante. Apropo și de spitalul, că erau supărați pe mine când am spus că cea mai mare tâmpenie era să se aprobe pentru că Caransebe și acel spital modular. O tâmpenie. Da, ați fost acuzat. Da, și mențin și spun, o tâmpenie. Și vă spun de ce o tâmpenie. Pentru că acel spital modular, tu trebuia să-i asiguri personal. Nu puteai să iei din spital, că nu ce puteai acolo, da? Da, poate dacă făceai secția RMFB, da, era posibil. Dar nu te lăsa să faci, pentru că tu ai spus că e pe timpul pandemiei, nu să faci ce vrei tu. După care, pe timp de an, trebuia să-l întreții, da? Trebuia să plătești utilități pentru el. Etăcă, etăcă. Ceea ce era o prostie. Și mie la început îmi trecuse prin cap un astfel de lucru, inclusiv la Oșoa. Un spital modular cu 35 de paturi, nu mai mare. Și am renunțat la idee tocmai din cauza aceasta, pentru că nu era rentabil. În primul rând, ca manager, te gândești să fie rentabil. Adică să nu faci o altă gaură în bugetul local sau o bugetul... Exact. Da. Și atunci, varianta cea mai bună era să cârpești Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș, mastodontul care este, să nu-l lași să moară, să-i asiguri veniturile necesare și, în paralel, să mergi și pe fonduri europene cu cofinanțare. Uite, acum sunt 2,49 miliarde de euro pentru construcția de spitale, da? Era oportunitatea chiar să se întâmple lucrul ăsta. Și, în paralel, 5 ani, 4 ani, 5 ani sau 6 ani se construia spitalul, iar tu funcționai pe ce aveai. Simplu sunt așa când auzim, dar trebuie să o faci. Dar trebuie să o faci. Foarte multe documente și... Exact, trebuie să pornești. Dar vreți să vă spun un lucru. Cine își închipuia că Cicam deschide în 4 luni de zile, în 5 luni de zile că deschide ambulatoriul spitalului? Cu aprobarea Ministerului Sănătății. A fost domnul Dumbrav aici și a spus că e meritul dumneavoastră. Da, bun, deci, acum era cum a zis și meritul ăsta. Păi nu, dar unii au zis că... Ambulatorul dumneavoastră stă sub lacăt, închis, pe partea stângă, ăsta e pe partea dreaptă, sunt niște alte saloane făcute să știți că, înainte de a veni la dumneavoastră în emisiune, la fel am ascultat din 10 surse, nu din 3 surse, afirmațiile făcute la raportul de gardă a domnului manager actual de la Caransebeș și nu mi-a plăcut că a spus că... Măi, cred că oamenii l-au și înregistrat pe bietul. Nu e treaba lor. Nu mi-a plăcut că a spus că am făcut investiții din banii mei personal, din... Și am văzut paturile, de fapt, pe care eu le-am lăsat acolo, cele 10 paturi în ambulatoriu și s-au dus în altă parte spunând că acestea sunt investiții. Nu, le-au fost. Doi, s-au folosit materiale rămase de la ambulatoriu și reabilitarea făcută, nu cel de jos, pe care l-am lăsat și așa mai departe. Urăsc minciuna. Spune, da, am făcut, aceasta este. Nu spune nici din banii tăi, că dacă ai făcut-o, nu ți-a cerut-o nimeni. Ai făcut-o, că ai putut să o faci. Și cu asta basta, da? De exemplu... Da, eu i-am cerut astăzi imagini și sunt chiar foarte frumoase pozele. Sala de ședințe, biroul dumnealui, este secretariatul, super. Am văzut un salon făcut acolo, era vorba... Da, dar paturile sunt aduse, acele paturi, să știți că sunt cumpărate de primăria municipiului Caransebeș și aduse când eram pe ambulatoriu și erau pregătite, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, numărul de persoane sau personalul se îmbolnăvește, să băgăm în ambulatoriu nou. Asta a fost logica pentru ce am lăsat acele paturi pe coridor. Doamne ferește. Deci era măsură de precauție. Nu au făcut acolo în salul ăla. Au fi făcut și zugrăveală și pardoseală. Nu, este în regulă. Da. Deci nimeni, de exemplu, nu poate să ia niște Eu vreau să spun, faceți. Da, corect. Și faceți, domnul Tocuțiu, m-am dus la orele pe vremuri, n-am mai fost de mult și l-am remarcat și mi-a zis din banii mei, doamnă, două, trei saloane am făcut din banii mei. Haideți să vă spun un lucru. Pentru că nu cred că un doctor nu ia șpagă. No. Mă, din șpaga aia, dacă de la 5 pacienți ei șpagă, puneți de la 4 deoparte și de la 1 pune-l și până... Nu, dar vă rog frumos să aveți grijă ce afirmați, că eu am tras cu un proces și încă mai sunt cu doamna. Eu nu dau nume, pentru că nu cunosc cazuri personal, dar am auzit și a fost de față domnul Dumbravă, care a zâmbit. Deci nu a zis nici da, nici nu. Am auzit scoruri de 10.000 de lei pentru o asistentă la spitalul din Caransebeș. Pe perioadă determinată.
Știți ce stea determinată? 2-3 luni, 10.000 de euro. Păi cât poate să câștige frate asistenta aia? Să-și permită să dea 10.000 de euro la un om care e probabil pe acolo, pe sus. Păi, acum trebuie ca să poți să-i promiți că vei angaja pe perioadă. Și știți ce mi-a zis domnul manager? Așa, curios, zice, fata e chiar și bună. Putea să intre probabil și fără tata. Haideți să vă dau un exemplu de la ușă, apropo de ce spuneți dumneavoastră. Adică sunt cazuri care se întâmplă. Exact, m-am zis asta pe surte, le auzim și noi. Eu nu le pot proba, că dacă le probam, probabil că la ora actuală era deja DNA-ul acolo. Probabil că... Dar eu îndemn oamenii, oameni buni. Nu să spuneți, să vă duceți la poliție, exact, că știu ei ce să facă. Exact. Haideți să vă spun un lucru apropo de a da șpagă pentru angajări pentru perioada determinată. Țin un concurs, au fost foarte mulți, la Orșova, și la un moment dat mă uit acolo pe un CV, cineva de la Craiova, asistent de terapie intensivă, făcut în Irlanda. Stagiu, și avea un CV de dat pe spate. Și eu când am văzut și ești, domnule, eu pe un stagiu, dacă mă acuză mâine că e și se ține concursul, era unul din cei care a promovat. Mă duc să le dau rezultat, un părculeț. Și la un moment dat spun, cu tare ați luat și așa mai departe, la care și aude numele și spune, domnule manager, dați voi să spun ceva. Sigur că da. Rămân surprins de ce am văzut aici. Am dat de câteva ori la Craiova. Extra. Și n-am avut 20.000 de euro ca să dau și, și am zis, domnule, stai să ne înțelegem. Uite, eu îți spun altceva, nu mă interesează ce ai avut acolo, dar eu îți spun altceva. Dacă aș avea, avea posibilitatea și să stau, nu bine, foarte bine financiar, îți garantez că aveai o primă de instalare pentru că meritai să vii la noi. Eu, adică, noi avem interesul și cum adică eu să-ți cer bani ție? Păi, credeți că la Oșoa veneau 15 medici într-o perioadă așa scurtă? Acum, de exemplu, avem compartiment de primiri urgențe cu medici urgentiști pentru prima oară. Și vă spun un lucru, stați că nu s-au încheiat acolo, pentru că acum o să facem și pentru victime multiple cu rampă electronică, cu senzori, cu... Da, că este zona cu accidente multe acolo. Sunt, aveți viaductele acelea. Sunt și să știți că în afară de asta sunt foarte mulți turiști. Este un vârf în care în fiecare zi, la un moment dat, contorizarea spunea între 12-13 mii de turiști pe zi de la intrarea în Oșoa până la capul lui Decebal, ceea ce înseamnă enorm. 13 mii de turiști pe zi era la nivelul anului 2019. Suntem în 2021. Sigur, pandemia a mai diminuat. Dar v-aș invita să vedeți acum. Pentru că tocmai asta spun, oamenii au fost flămânzi de... Da, de și este o nebunie. De deci, și atunci, de exemplu, tu trebuie să fii pregătit. Vă închipuiți un spital, cum a fost Oșoa, să nu ai de compartiment de primiri urgențe? Deci, la Caransebeș am făcut două de compartimente de primiri urgențe. Și la Oșoa nu avea niciuna. Acum am reușit să dau drum. Deci, dar ce este adevărat și vă spun de ce am făcut în exteriorul clădirii. Că toată lumea, de ce? Din două motive. Unu, dotarea compartimentului de primiri urgențe, acum când vorbim noi, este ca o secție de terapie intensivă. Adică ați văzut acele console din imagini în care fiecare are oxigen, are aspirație, are absolut tot. Sunt 5 paturi cu posibilitatea de extindere, dar este suficient. Dacă vine o traumă, accident, victime multiple, 5 sunt asigurate. Fără discuții. Și am dotat, că am zis, domnule, dacă se va mai întâmpla vreodată o pandemie, și acum suntem în discuții cu o firmă de arhitectură din Timișoara și București, în care să venim deasupra containerelor modulare cu o sală de operații, cu două săli de operație și cu un lift exterior, pentru că dacă se va mai întâmpla o altă pandemie la anul sau oricând altcândva, să nu mai blochezi un spital întreg și să nu ai de acces pacienții. Și trebuie să ai separat. Da. Deci trebuie să fii, cum să spun, să poți să fii mobil. De la mine m-au acuzat, când eu vorbeam de telemedicină, se uitau toți care, uite că s-a făcut, uite că avem. Avem computer tomograf, îl avem. Suntem singurul, ca să știți, în ediția acum suntem singurii care funcționăm cu computer tomograf și mamografie. E mult... Și la Severin nu sunt? Nu. Este un copil de tomograf care nu mai funcționează sau funcționează doar... Și trimit pacienții la noastră. Deci așa faceți noastră, de fapt, contractul cu casa acolo? N-am de contract cu casa. Nu! Atenție ce v-am spus eu până acum. De-abia de la 1 august începe cu CT-ul și avem radiologie mobilă care și-ar dori o centră universitară. Avem, de exemplu, un RX mobil cu apelare vocală. Deci merge după doctor, nu glumesc.
merge după doctor, are un GPS în el și, de exemplu, dacă locul de staționare al RX-ului mobil este într-o anumită zonă, este în memoria lui, el merge la pacient, se adresează pacienților netransportabili, gen terapie intensivă, postoperator și așa mai departe, se merge la patul pacientului, învârte, îi face tot ce are nevoie. După care, dacă medicul trebuie să rămână acolo, îi spune mergi acasă și el se duce singur și pe coordonate GPS se duce indiferent că la nivelul 1 așteaptă. Se divește bateria. Da, deci am acolo am ajuns. Păi cât faci un aparat de stat? Duceți și la noi. Păi nu, că acum ne mai vine, suntem în procedură de licitație, un RX mobil cu cap C, adică în timpul operației se poate face operația sub el. Ceea ce contează foarte mult. Foarte, foarte mult. Uh-huh. Înainte să trecem, că mai am... Da. De fapt, mai aveam o întrebare, dar nu mai apuc olteanul din dumneavoastră. De fapt, nu sunteți chiar oltean, nu? Sunt oltean crescut în Banat. Da, oltean crescut în Banat. Cam ca mine, așa. Domnul Dan Octavian, cred că Boiană, ce domnul Cican este doxă de legislație și acest lucru îl califică pentru funcția de manager. Vă doresc succes în activitate. Mulțumesc. Zice, nu au cum să îl prindă cu ceva ilegal vreodată, pentru că managerul pune deja prezumtiv faptul că e super control și nu, dar să vă spun lucru. Informații. Domnul poate nu știe, dar să știți că are perfectă dreptate. Pentru că eu am avut, cât am stat la Caransebeș, telefoanele, SMS-urile ascultate sub control, da? Chiar ultimile 30 de zile în luna mai, chiar ultimele 30 de zile, inclusiv ambiental, inclusiv toate pozițiile, vă închipuiți că dacă făceam vreo prostie sau măgărie, eram arestat. Și eu și Felix. Și acum să vă spun un lucru, o noutate, și să deschidă bine urechile cei din Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș. Din dosarul și convorbirile mele s-au disjuns două dosare penale. Unul de șpagă la un concurs din Spitalul Municipal de Urgență din Caransebeș, și încă unul care nu pot să spun că e în fază de cercetare. Deci, atenție! Adică ați ajutat polițiștii să-și facă treaba, să înțeleg. DNA-ul. Da. Și mă bucur că, cum să spun, lucrurile merg acolo unde trebuie să meargă. Adică normalitate. Până la urmă nu vorbim de lucruri abstracte, ci lucruri normale care trebuie să se întâmple în orice spital. Adică un manager care trebuie să conducă acel spital, un manager care trebuie să le dea să ducă contractul cu casa de asigurări de sănătate către medici, către secții, pentru că eu aici eram la pasul și uitați numai simplu fapt că am făcut afirmația în luna martie că voi duce contractul cu casa pe secții. Ce înseamnă asta? Adică dacă secția de chirurgie atâta faci și atât și primești, nu, că nu puteți să ne tăia sala. Dar da. Pe vreau noastră să mă gândesc, de fapt, cum e în mod normal. Cine aduce? Ce secție aduce cel mai mulți bani? Păi, prin contractul cu vedeți, casa? Vedeți, chiar am fost sunat de foarte multe ori și le-am dat sfatul să aibă grijă. Secțiile care țin Spitalul Municipal de Urgență din Caransebeș sunt medicină internă, neurologie, cardiologie, și chirurgie, dar chirurgia în sensul raportat la numărul de externări. Deci acestea sunt cele patru secții care țin adică tot spitalul. Chirurgia conține de domnul doctor Borcean. Până la urmă își face treaba. Nu, să vă spun de ce am pus un asterisk, nu că am ceva cu Doamne ferește. Dacă am raportat numărul de medici la numărul de externări, chirurgia n-ar mai sta bine, că sunt 7, erau 7, acum înțeleg că sunt vreo 9, n-ar mai fi stat așa bine. Dar faptul că în contract cu casa trebuie să-ți atingi acele 1188 de externări, este important. Și atunci nu te mai raportezi. Dar, de exemplu, asta spuneam la un moment dat, că pe secția de chirurgie, de-aia am și rupt, de exemplu, secția domnului doctor Singh și am făcut compartiment de chirurgie plastică și reparatorie. Pentru că, de exemplu, avea 500%. Deci doctorul Singh, performanța secției s-au mirat cei de la Ministerul Sănătății. Nu, ci veniți cu falsuri în acte publice, eu eram șocat. Cum adică? Uite ce scrie aici, 518%, directorul medical fiind lângă mine, și nu, asta e realitatea. Adică gravitatea operațiilor făcute de și a numărului, numărului era exagerat, nu era credibil. Și atunci chiar doamna, șefa de la structură, a zis, domnule, dați-i 4. Și a zis, nu, doamna, stați că doamna Bărduț, exact așa o cheamă. Eu m-am gândit la altceva, să rup și să-i fac compartiment, adică să se vadă ceea ce face și chirurgia să rămână
generală cu chirurgia generală să se vadă separat, pentru că, vedeți, nefiind compartiment separat, tot ceea ce făcea doctorul Singh se repercuta la chirurgia generală, da? Și atunci nu era în regulă. Și atunci de-aia am rupt acest lucru. Ei, știți ce s-a întâmplat după ce am făcut afirmația că voi duce acele contracte la nivel de secție și în funcție de performanță vor fi plătiți? S-au supărat unii, doctor. S-au supărat, dar în luna următoare... Și o să mai zic încă o dată și uite că dreptul la opinie îți este respectat așa și așa au spus. Știți ce s-a întâmplat în luna următoare? A fost pentru prima oară în istoria Spitalului Municipal de Urgență Caransebeș când de la 1100 de externări s-a ajuns la 1400. Ne-a rămas șocați. Vedeți ce înseamnă frica că în funcție de cât produci atât... Asta înseamnă performanță. Nu performanță, de-aia te ajută inclusiv acel ICM. Dacă totuși, acel indice de complexitate, dacă, de exemplu, uneori nu ai cazuri, că se întâmplă, sunt luni, atunci te ajută acel ICM. Îți compensează cheltuiala pe care tu ai avut-o cu pacienții și te ajută la cheltuieli. Domnule manager, noi nu mai avem bază de date, ne lovim de problema asta aproape săptămânal, așa... Păi nu știu de ce nu mai au bază de date. Așa, da. Asta nu se spune, cred că a vrut să scrie. Așa nu se spune. Bun, ai cu totul acea, nu, bază de date există. Probabil că... Mă lez, spune din nou. Nu știu la ce se referă, n-aș putea să dau un răspuns. Că domnule manager, noi nu mai avem bază de date. Da. Ne lovim de problema aceasta aproape săptămânal. Asta nu se spune. După plecarea mea, n-aș putea să vă spun ce s-a întâmplat. Sau ce a fost, sau de ce... Nu știu, n-aș putea să dau răspuns și nici nu vreau să fac afirmații gratuite. Dar să știți că... Uite, cineva zice foarte interesant, Vicky Faur. Domnule Adrian Cican, dacă veniți din nou managerul spitalului, mulți se sperie că le spargeți afacerea din spital. Asta se va întâmpla, sigur. Adică, în sensul că vor face performanță pentru spital, iar ce fac în privat e treaba dânșilor. Deci, haideți să vă spun un lucru. Spitalele trebuie să devină concurentul numărul unu privatului. Nu mi se pare normal ca spitalele publice, cum suntem noi și Oșoa și Caransebeșu, să fim subvenționate la infinit și tot timpul să nu ne, adică să nu ne uităm în oglindă și la privat, care până la urmă, nu știu cum să spun, acel om plătește personal în funcție de ceea ce face, ce face clinica, ce face acel spital privat. Și atunci, ca să poți să devii concurent, să poți să devii, să spunem, performant, având lângă tine niște spitale private în concurență sau clinici private, trebuie să faci investiții, să aduci medici, să diversifici serviciile medicale și să pui osul la treabă. Nu cum se întâmpla la Caransebeș când la ora 12 nu mai găseai pe nimeni în spital, iar până la ora 12 stăteau în cabinetele private unde nu plăteau nimic și făceau și mai încasau și pe chitanță sau nu. Da. Nu e. Sau acum vă spun de ce nu merge ambulatoriu. Nu sunt controlați și li se permite să nu-și efectueze unii medici, Doamne ferește. Nu se fă bază de pontaj acolo, parcă așa era ideea. Nu, acolo știți cum este împărțit. Ai o parte din program pe care tu îl stabilești în ambulatoriu și o parte sus pe secție, pentru că este ambulatoriu integrat. Da. Dar dacă tu nu te duci să vezi dacă medicul acela este stă la program și mai mult decât atât, uită-te în calculator, pentru că tu ca manager ai posibilitatea, eu așa făceam și noaptea, să mă uit să văd câte consultații are, cât a cheltuit, cum a cheltuit. Sau pe pacient, de exemplu, la Orșova, eu acum când discut, pot să văd cheltuiala cu fiecare medicament pe CNP-ul. Și inclusiv dacă s-a dat cu biocid și cu ăsta este repartizat pe fiecare pacient în parte. Deci eu văd cheltuiala cu pacientul în fiecare secundă și minut. Văd de unde provine. Îmi dă o grafică, de exemplu, câte prezentări au fost, din ce naționalitate, din ce zonă. De aceea la spitalul din Caransebeș spuneam, domnule, nu mi-explicați mie, 85% sunt din altă parte, din zona limitrofă, pacienții. Doar 15% sunt din Caransebeș. Nu vă puneți întrebarea de ce? Simplu. Pentru că cei din Caransebeș își doresc servicii medicale performante și se duc în privat la Timișoara. Este foarte logic. Ce faci tu atunci? Vino, devino performant, fă investiții și atunci încet, încet îți vei aduce caransebeșenii înapoi. Exact. Altfel nu. Vin cei de la țară care n-au un control să se ducă sau vin cei care nu au bani sau sunt cazuri sociale, cum la toate spitalele se întâmplă, dar aici cu atât mai mult. Eu m-aș bucura la Orșova să am pacienți câți pacienți sunt la Caransebeș. Caransebeșul nu are nevoie să facă publicitate sau să facă, să atragă pacienții că vin singuri, ceea ce este minunat.
Dar îi avertizez, o să vină perioada post-pandemie, iar pentru spitalele suport COVID vor fi 2-3 luni de zile groaznice, în care se vor face datorii. De ce? Pentru că pacienții o să aibă o reticență pentru a se prezenta, pentru că tu ai fost spital suport COVID. 2. S-a obișnuit cu un alt medic. Va fi greu să renunțe la acel medic care l-a ajutat în perioada de pandemie, ducându-se la Timișoara sau în alte părți. Și atunci, în acel moment, spitale vor creiona datorii. Păi deja vorbim de durere la spital, dacă facem doar o paralelă cu un contract normal cu casa de 1100 de pacienți. 188 era. 88 de pacienți, da. Și acum avem 150 și ne lăudam că l-am crescut de la 100 luna trecută. Deci asta înseamnă să nu e controlul pe ce înseamnă caz, pe ce înseamnă finanțare pe caz, pe ce înseamnă cronici, pe ce înseamnă acuz, pe ce înseamnă paraclinice, poate pe ce înseamnă... Poate nu mai sunt oamenii bolnavi în Caransebeș. Sau le e frică să mai vină la spital de frica COVID-ului. Știți că era și asta... Exact ce am spus eu mai înainte. Da. Deci, de exemplu, noi când am deschis ambulatoriu, gândiți-vă că am văzut o reticență clară de a veni pacienții pentru că nu mă duc în spital COVID. Chit că, de exemplu, cabinetele din ambulator nu aveau nicio legătură cu spitalul. Era total diferit, pavilionar, deci chiar nu eram legați deloc. Totuși au avut acea reticență, a trecut foarte mult. Știți câte prezentări la un spital mic, da? Vă dau un exemplu. Vineri, în acele cabinete din ambulatoriu, cu 2 sau 3 medici plecați în concedii, da? Am avut 130 de pacienți prezentați, în afară de cei care erau internați. Enorm de mult! Enorm! Gândiți-vă ce că... Ce populație are Orșova? Pe hârtie 10.000, în realitate 6-7-8.000. 6.000 și ați spus că vin pe zi turiști câți? În jur de 13.000. 13.000. Niște calcule aici de... Deci dumneavoastră munciți practic pentru turiști. Da. Pentru că și dumneavoastră turiști, da. Orșovenii se îmbolnăvesc mai greu, mă gândesc. Da, da. Dar să știți că orșovenii, să știți că vin. Deci la noi, ponderea, de exemplu, a pacienților la spital, uite, m-am uitat de 2 săptămâni pe acea grafică că am fost cu contractul cu casa, cu fonduri europene, era undeva la 65%, ceea ce înseamnă foarte mult. Deci bine. Adică pot să spun că ponderea lor este, adică sunt de bază. Dar știți ce am reușit să obținem acum, fiind singurii care facem mamografii, din 15 singurii care vă face CT-ul? Să vină din sudul județului, unde sunt cam la 110 km distanță, să vină la noi.